Deci am primit avizele de la toate trei comisii, favorabile. În urmare, pot fi toate incluse pe proiectul de ordine de zi, inclusiv la suplimentare am primit. Am o rugăminte la dumneavoastră, sunt confirmați pe WhatsApp, pe mail, pe ceva, primirea materialelor. Și trecem la proiectul de ordine de zi, care să citească domnul președinte. Apoi la votarea procesului verbal și deci fac comisul domnului președinte. Stimați colegi, avem 8 proiecte pe anunțul inițial, o prezentare unei adrese și 3 proiecte suplimentare. O să dau citire primului proiect. Primul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai iulie 2021. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului având număr de inventar MFP 35.738, cod de clasificare 8.28.10 din cartea funciară numărul 61.418, corp clădire Măgura, situat în sat Măgura, strada Calea Unești, comuna Măgura, județul Bacău, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al comunii Măgura, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău. Bună ziua! 5. Bună ziua! Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru alipirea a 3 terenuri situate în satul Prima, cu numele cadastrale 62.309, în suprafață de 2.500 m pătrați, numărul cadastral 62.310, cu suprafață de 6.000 m pătrați, și numărul cadastral 62.311, cu suprafața de 2.500 m pătrați. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului, ierarhia și coeficienții pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale în cadrul UAT Comuna Măgura, județul Bacău, începând cu 1 iunie 2021, în conformitate cu legea numărul 153 din 28 iunie 2017. Întâi mai, mă scuzați. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Măgura pentru anul 2021. 9. Prezentarea adresă numărul 124.876 din 2 aprilie 2021 al municipiului Bacău. Apoi suplimentarea proiectelor, suplimentarea ordinii de zi cu alte 3 proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intracomunitare Bacău, ADIP, pentru anul 2021. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor imobile, terenuri intravilane, limitrofe bazinului de apă din zona denumită popular Parcul Cupin, din intravilanul comunei Măgura, județul Bacău, pentru investiția prin POIM a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 5 voturi pentru, deci avem 15 pentru, da. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, vă rog, am aici un amendament cu mai multe subpuncte, care l-am făcut mai mulți colegi și o să îl dau pentru proiectul numărul 1. Da? Bun. Și sub. Perfect. Îi dau doamnei secretar. Sunt rog să-l consult doamna secretar.
obiectiv 1 la procesul verbal din 30 a 3 a 21, obiectiv 1, discuții. Cine este pentru? Ne putem cu? Să abține? Da? Nu. Deci, da? Care au fost online? Da. Da, au fost de acord tot. Este ceva discuții la proiectul de buget, da? Propune, da, domnul Răzvan Ciorcelă, propune, o depune în amendament, da? Propunem discutarea proiectului numărul 8 de pe ordinea de zi, să-l discutăm prima dată, da? Cine este pentru? Unanimitate. Deci, unanimitate... Ce e asta? 10 de fapt, se devansează. Da. Doamna contabil va pregăti materiale pentru o ședință față de ceea ce ați primit dumneavoastră pentru studiu online. Mai avem câteva modificări și convenite ulterior. Am descoperit niște cotizații, niște facturi care au trebuit, au fost plătite anterior și trebuie să fie. Nu sunt diferențe mari față de ceea ce ați primit dumneavoastră. Față de ceea ce ați primit dumneavoastră. Este și bolduit, foarte bine de făcut doamna aici. Să și vede, ceea ce modificări au subvenit, am mai luat două bolții. Am mai luat dintr-un loc, dar o să parcurgem materialul și o să ajungem la fiecare. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aici, la Bursii, stimați colegi și domnul primar, doamna director la un consiliu de administrație a avut nevoie de o diferență pentru acordarea în cuantum de 100% a elevilor care îndrumesc criterii pentru bursi, adică 8, 50 și 10 la portare media. Și atunci am propus în consiliul de administrație telefonic, n-am putut să mă prezint chestia asta și s-a și rezolvat și cred că e o chestie foarte bună. O rezolvare rapidă ca toți copiii să aibă curs și să fie echipat. Da, așa că ați vreau și un răspuns. Noi am pus bani în buget conform solicitărilor primite și la inspectoratul școlar și de la minister. Totul s-a revenit, era plafonul mult mai sus, s-a revenit și a rămas la plafonul inițial de 8,5. Și atunci am convenit așa, am luat 20.000 de lei. I-a găsit doamna contabil, care a vedea că putem să luăm de la salarii, că nu se întâmplă nimic acolo. Să luăm de la salarii. Poftiți? Da, da. De la salarii, 20.000 de lei și 30.000 de lei. I-am luat de mai jos la un program care nu se mai derulează deja cu școala, unde noi am finanțat. Și atunci am completat suma necesară pentru asigurarea bursilor pentru toți copiii meritoși din școala noastră. Da. Domnul secretar, domnule primar, câțiva colegi, am făcut un amendament la proiectul de buget. Așa. Pe care ar trebui să-l prezentăm puțin și colegilor noștri, să vadă despre ce-i vorba. Acum, ce drept trebuia să fim puțin inspirați să facem un copii, să putem da mână, să o vadă. Păi ar trebui să aibă fiecare așa și gândesc că dumneavoastră am înțeles că ați avut o inițiativă. Vă rog, v-ați întâlnit cumva într-o oarecare formulă. Cred că ar fi trebuit ca ședințele comisiei. Vă dați voie să răspund. Vă rog. Ca ședința pe comisie să fie reunită, așa cum a făcut și anii anterior. Și să discutăm toate aspectele astea. Dacă nu aș ați găsit de cuvință să procedați astfel de așa de manieră, nu. Probabil așa v-ați gândit pe da, eu, o să-i dau citirii acestui amendament. Între timp o să ajung și la colegii noștri. Am urmărit când mai aveți amendamente în urma ședințelor comisiei, să facem măcar o fotografie, să punem pe grup. Ca să putem discuta. Să știți că n-a fost o ședință comisiilor oficial. Da, fiecare comisie a avut ședințele ei. Da, ok, și deci n-a fost o ședință comună a comisiilor. A fost o întâlnire a unor colegi care au avut un proiect cu inițiativă. Da, da. Și o modificări până în ultimul moment. Am înțeles, da. Mai sunt situații dificile, cum e, știți foarte bine, colegi care nu pot și ei nu știu de acest, o parte nu știu de acest amendament.
Păi, din ce văd eu aici, aveți destule propuneri dumneavoastră și probabil modific foarte multe articole din bugetul pe care l-am prezentat de atâta vreme, nu? Pentru cel mai firesc ar fi fost cu aia de stament și în grup, pe care îți discutăm, ca toate amândouă trebuie să discutăm din vreme. Nu ajungem mai să avem toate modificările făcute, să știm exact ce ne dorim, de fapt. De la bugetul pe care îl vedeți și dumneavoastră, care nu este unul destul de generos. Este un buget destul de austere, am încercat din bănuții puțin care avem să acoperim toate investițiile pe care ne dorim să le facem în anul 2021. Avem, după cum știți și dumneavoastră, lucrări de luare foarte costisitoare. Avem în continuare asfaltare, drumul local în comună, în locul la zona între Bilăză și Cotor Armanul, din care mai avem de executat Armanul. Imediat după Paști vor să apară în zonă constructorii. Ce să finalizăm, în două luni de zile, este prevăzut de domnul constructor că va finaliza lucrarea de armată. Cu tot cu zid de sprijin, cu tot cu gabioane, cu zidul de sprijin în râul Cârligat, cu tot ceea ce ține pe ce avem prins în proiectat. Și spun domnului primar că da. În discuțiile pe care le-am avut da. Toți colegii inițiatori, da. Nu s-au legat nimic de tot ce înseamnă obiectivele investiției care trebuie să fie realizate. Eu nu știu ce e cazul, pentru că suntem sub contract acolo și nu putem să în discuții. Deci, cu o singură excepție, nu cred că s-au luat nicăieri. Eu o să-i dau puțin citire pentru colegi inițial și o să ajung și la colegi materialul, o să-l duc la viceprimar. La Autorități Publice, Bunuri și Servicii, capitolul 510220, în testul inițial erau 370.000 de lei. Testul propus prin amendament, 330.000 de lei. Deci luați de acolo 40.000, da? Da. Și duceți unde? O clipă, o să ajungem și unde vor petuși. La capitolul 3, Ordine Publică și Siguranță Națională, cheltuieli de personal, capitolul 610210, textul original 227.000, sumă ăsta inițial 227.000, propunerea cu 114.000 de lei. Să vedem în ce concretizează. Ordine publică și siguranță națională, bonuri și servicii, 75.000 de lei, inițial, după modificare 50.000 de lei. Nu, cu deja mai luăm de tot. Mi-ai luat, 36.000. Adică vreau să vă spun că am revenit asupra sumelor astea, cred că de 20 de ori, nu o singură dată. Și am tot împărțit, am tot dus, am tot adus, dar mă rog. Cultură, recreere și religii, alte cheltuieli cu susținerea cultelor, la capitolul 670259, inițial era 150.000 de lei. Au rămas după câte 150.000, numai că împărțirea este în felul următor. Propunerea pentru împărțire este 60.000 Biserica din Dealul Mare, 50.000 Biserica din Frican, 20.000 Răzășii, 20.000 Socodor. 7. Vă rog. Care e considerat? Nu am o explicație de ce a spus mai pus 10.000 de lei la Biserica din Dealul Mare. De ce? Da. Pentru că, din câte am înțeles, vă dau un răspuns în numele tuturor colegilor. Au fost 45.000 fost proiectarea. Da, și se mai rămână și bisericii vreo 15.000 pentru funcționare, ce problemă mare uzuale. Da, domnul primar a fost 5.000, au acoperit și ei. Eu am gândit așa, că punem... 50.000 era suficient. Mai am iar cheltuiel. Domnul președinte, 50.000 era suficient. Nu le-ai văzut să mai greu nu. Ai zis că mai mult din asta? Ca să ne haideți să ne înțelegem oamenii ăștia, că... Până la urmă, hotărârea va fi dumneavoastră. Dar am avut ceva cu bugetul ăsta și l-am întins că n-am avut ce să punem mai mult. Am așteptat la bani mai mult, dar avem. Da. Dumnezeu spune să dăm 60.000 la Biserica din Dealul Mare. Eu am pus 50.000, 45.000 fost într-adevăr documentația proiectul. Și am zis că 5.000 de lei să mai ajungă și pentru a vizita mai finale acolo. Dacă vom gândi ca în viitor să mai dăm ceva, mai putem face rectificări la bară, mai putem face lucruri și după hotărârea de Consiliul Local pe care o luăm astăzi. 50.000 la Biserica din Crihvani. Vreți să fac același lucru pe care îl fac de 6 ani sau de 8 ani de zile să spun același lucru? Niciodată. În viața mea n-am să confund o construcție
cu o reparație. Adică nu poți să nu văd că la biserica de la Răzășii se construiește. Și acolo trebuie să bani. Fiind considerentul ăsta, am gândit că merge 50.000 acolo. 50.000 la Băbiță, pentru că are proiectul ăsta în derulare. Și vine, sper să ajung la București, să-l de bun. Este aproape gata. Dimineața am vorbit cu proiectantul și era spre finalizare. 25, cum a fost de obicei, să o dăm, 25 de ani. Așa a fost. Prin înțelepciunea dumnealui, părintele Grigoraș, cu siguranță, știți foarte bine că și-am întrebat după ce am făcut rectificarea la prima rectificare sau la doua rectificare, mi s-au mai alocat niște sume de bani. Fiți chiar convins că și anul ăsta se va întâmpla la fel, domnule primar. Asta a fost gândirea colegilor care au luat în calcul. Hotărârea va fi a dumneavoastră, exact cum răspund. Lăsați-mă până la capăt. Doar că dacă gândim la o biserică în construcție, să dai 20.000 lei, 50.000 la una care, la care oricum am făcut noi drumul din resursele noastre, pentru că așa, da. Mai sunt probleme de rezolvat la drumul respectiv și asta a fost gândirea a mea și a colegilor, s-au împărțit sumele în felul ăsta. Dacă sunt și alte propuneri din partea colegilor, la amendament, suntem deschiși, le putem discuta și putem modifica, nu e nicio problemă. Eu cred că este bine să-l lăsați așa până într-o boși, pentru că sunt o ordine de firească. Pentru o ordine de firească. Deci, pe părintele, la prelat, sincer, nu aveți nici cu să-l ajutați acum, dumnealui nu are nici situația zbicicată, nu rezolvat. Unu. A doua. Dumnealui dorește să-și construiască într-adevăr un drum acolo, la care am contribuit și noi masiv, l-am ajutat cu ce am putut, cu piatră, cu bunul excavator, cu toate astea. Eu nu zic că nu vom ajuta. Dar iar îți mai repet, eu nu pot să nu văd că la construiește acolo. Deci omul la construiește, și v-am la 20.000 de lei, că nu mai dă nimic. Adică nu mai dă nimic, când are rost. Îl luăm în râs, ne bate joc de el. Chiar nu se face. Chiar nu se face. Pe la urmă, hotărârea va aparține din asta. Asta este părerea mea și pe criteriul ăsta le-am distribuit bani așa cum am făcut o fiecare an. Haideți să vedem mai departe. Bun. Locuințe, servicii și servicii de dezvoltare publică, bunuri și servicii. Capitolul 70.02.20, inițial 245.000, după propunerea noastră, cu amendamentul 200.000 de lei. Protecția mediului, bunuri și servicii, scuzați, 10, capitolul 10. Protecția mediului, bunuri și servicii, în capitolul 74.02.20, inițial 400.000, după propunere, 375.000. Cheltuieli secțiunii dezvoltare achiziționarii autorități Dacia Duster. Inițial, 90.000. Propunere, 20.000. Cu mențiunea, ne-am gândit să se facă achiziționarea prin leasing și acești bani să fie utilizați pentru avans. Am zis că cei 70.000 de lei să-i folosim în alt lucru. Apoi, cheltuielile secțiunii dezvoltare, achiziții și amenajamente. Ați fost undeva la? La Dacia Duster, aici. La Dacia Duster. După cum ați văzut și dumneavoastră în buget, pe lista de investiții, avem foarte multe obiective neacoperite cu sumele necesare. Eu mă gândesc că și dumneavoastră este de acord, discuția am mai făcut și cu domnul viceprimar și doamna contabil, va trebui să întrebăm un credit undeva. Ori prima regulă, prima solicitare pentru orice credit, pentru orice împrumut, este să prezinți rata din datorarea primăriei. Ori noi avem în propunerea noastră odată tractor cu tocători de crenci, de vegetale, cu sărăriță și cu lamă de zăpadă în față, care este în leasing și va costa destul de mult, pentru că rata din datorare este constituită din suma totală a leasing-ului. Adică degeaba punem noi că e 20.000 e 15.000 de astea, el până la final costă 25.000. Aia era atât de neapărat. Și dacă adunăm A cu B, cu C, cu ce mai avem aici, ne ducem undeva la 150.000 de euro probabil, care înseamnă vreo 6 miliarde. Care se consideră că noi avem, ca și UAT, suntem datori la stat, suntem datori la datoria publică. Ori vom vrea să facem un credit ceva. Mă gândesc să antamăm un credit pentru susținerea grăniței din Cran, pentru susținerea rețelei de gaze, dacă va fi nevoie, adică ceva consistent cu investiții care să merită, pentru că așa să-și dau credite, de fapt. Credite să dau pe obiectiv, nu să dau pe, eu știu, ca o linie de credite pe care o ai la îndemână, să o cheltuiești cum vrei, să achizi din ea orice
cheltuială pe care te gândești că ai, ai vrea să o faci. Și atunci va fi foarte greu, părerea mea, diminuăm mult din soasele noastre de acces la un credit. Pentru că vedeți dumneavoastră ce bănuța avem și cum stăm. Domnule președinte, mulțumesc de o primară. Cred că aici, dacă e, putem să achiziționăm și o mașină mai ieftină, nu neapărat de asta. Dar eu nu am o problemă. Dar cert este că nu mai... Deci trebuie să tem. I-a arătat doamnei contabil. Știți că ești doar venit de la Borgești. I-am arătat pe geam mașina cu care am mers până în 2016. Au avut Dacia, au Dacia Duster. Da, două Dacia, două Dacia. În 2014, când m-am dus acolo, avea o mașină Duster, luată din 2012 și în 2020 și-o mai era așa a doua mașină Duster. Și când am venit aici, eu am rămas mirată că Măbra, da, are o mașină Logan. Doamna contabilă, dar n-ați rămas și mirată că Măbra n-are apă la 5 km de Bacău? Nici acolo nu este apă, domnul Ciorciu, dar trebuie să înțelegeți asta. Nu este apă, dar în lumea apă, nevoile sunt foarte mari, nevoile de a ne deplasa rapid și în timp util. Avem o singură mașină, pe care o timp din fiecare cum poate, o lasă mai aici, o lasă pe cine. Oia băieții ăștia la urbanism, adică... N-am zis să nu luați, am zis că se poate chestiona o rămăie. Faceți o propunere cu asta, spuneți cam ce credeți că ar trebui să luăm. Nu știu, nu, clar, nu lăsa, banii ăștia și nu mai hotărâm. Eu rămân la părerea mea și vă rog să, să o susțineți. Nu este bine să ridicăm gradul din datorare în mod haotic, așa că vrem să luăm un Duster în leasing. Cred că nebunii cum vă spărați. Nici nu-i scump. Propun un lucru, dar îmi rog pe domnul viceprimar să este de puțin. Și propun domnului primar să lăsăm suma așa, cu gradul din datorare, după rectificare, putem să o achităm anticipat. Și am scăpat din gradul din datorare. Dacă hotărâm noi, ca și OAT, că vrem să ne băgăm într-un credit, pentru, cum a spus dumneavoastră, obiectivul din grădinița din Strihana, care a fost la atribute licitația în februarie 2020, până acum în un an și două luni, în 14 luni, constructorul nu s-a apucat de treabă. E rușine asta, nu mai trecem piste. Trecem piste, corect. Dacă hotărâm că ne apucăm de treabă, peste vreun an de zile, sperăm, eu zic atunci, ne hotărâm, tragem din Consiliul Local. Dom'le, ce avem? Avem un leasing acolo, vin din acolo, mutăm niște bănuța, achităm anticipat și am scăpat din gradul din datorare. Dar domnul Perușcă, termenul de finalizare a lucrării este 31 martie 2022 la această grădiniță. Vă dau cuvântul meu că nu o să o termini în veci, în 11 luni. Deci ați spus chestionat, chestionat, deja este târziu. Noi de două ori am pierdut chestionarea de garanții bancare. Și este aiurea. Să nu vii cum să te apuci treabă. Nu este constructor, domnule. Nu sunt constructor, am scos o realitate de ori. Împreună am luat decizia să o finanțăm. Știu, cum? Păi să punem chiar despre ce vorbim. Dar nu am luat decizia împreună. Ca să vină cineva. Și eu spun în felul următor. Când hotărâm că facem acel împrumut, vedem cum facem, achităm ca să nu depășim. Dar ca să știți că împrumutul nu când îl vrem noi sau luna viitoare sau cealaltă. Că dacă trebuie cumva să ne înscriem de la un an la altul, sau eu știu, de la începutul anului pentru sfârșitul anului... Dar să știți că la tot ce înseamnă lucrări prin AFIR, noi deja avem un avans de 50% luat de la AFIR. Nu greșesc, nu? Pe acest obiectiv. Bun. Și partea noastră de cofinanțare. Partea noastră de cofinanțare, o putem, când e la finalul lucrării, care va fi deja pe bugetul următor, abia atunci... Da, dar bugetul următor, domnul Perușcă, o să fie poate ca anul ăsta în luna aprilie. Noi la 31 martie, când trebuie să finalizăm lucrarea, noi nu avem bani, noi trebuie să avem anul ăsta, să ducem excedent și îi luăm de acolo și finalizăm. Să ne uităm împreună pe graficul de execuție a lucrărilor, care nu mai parte cu ce-o dată inițial, nici nu știu dacă l-au prelungit. Și e prelungit și graficul de lucrări. Dar eu vă spun, pot să fac un act adițional la contract, nu au pus pe linie 11 luni lucrarea respectivă. Vă spuneți surat pe acela, Lucian. Vedeam dacă mai prelungești. Păi nu, dar intrăm la fiul. Asta zic, intrăm cu bugetul următor. Nu din situații care pot fi lucrat din ei sau vor, nu s-au reușit să înceapă lucrările. Nu, corect, noi am făcut tot ce am putut. Nu prea nimeni. Pentru că, vezi, acum să avem aici o sală de sport și eu cred că în următoarea perioadă o să semnăm contractul și aici. Crezi că mai bate ceva din 2018, mai bate noua secretară? Valorile? Păi mai bate din 2018, dacă noi depunem în 2018 și primim aprobarea în 2021. Dar nu asta a fost discutat.
Lucian, de acord cu tine. Păi tot așa s-a întâmplat și acolo. A spus că... L-a scos în 2020, a primit Oiteriu pentru finanțare. L-a scos la licitație. Ce-a venit cineva? Cu finanțarea noastră. Nu vrea nimeni. De ce? Dacă intră pe bugetul... Nu mai facă. Dacă în 2017 luai un pui cu 50 de bani, acolo e 2 lei. Dar cum îi prelungește? Și termenul este 31 martie 2022. Atunci, de unde achităm? Haideți să uităm un contract de finanțare cu finanțatorul, sunteți afieri. Și vom vedea dacă ne se permite sau nu prelungim. Da, dar noi discutăm azi. Corect, discuția urmează. E adevărat, dar să știți că în iulie mai putem rediscuta pe tema bugetului. Da, cu siguranță. Hai, domnul viceprimar, avea cu totul ăsta cu mâna ridicată. Vă rog, vă spun. Mulțumesc. Dragi colegi, vreau să spun că la un moment dat, din dorință de a face bine, s-ar putea să facem rău. De ce spun? Pentru că nu pun la îndoială că toți vrem bine aceste comune și cu siguranță am stat și o discuție. Dar vreau să vă spun că la un moment dat avem și alte lucrări pe CNE și ne trebuie o sursă de finanțare. La un moment dat poate trebuie să apelăm la 30 de lei, de exemplu, da? Ca să luăm niște bani. Dacă luăm în leasing, crește gradul de îndatorare și atunci nu vom putea să accesăm banii respectivi și pierdem finanțarea pe anumite obiective. Legat de asta, să știți că eu am apărut în spațiu virtual și mai sunt niște prieteni de-ai noștri, care tot sunt cu domnul viceprimar. Vreau de asta. Eu nu vreau de asta, da? Eu nu vreau mașină. Eu până acum am mers cu mașina mea și cu motorina mea. Dar este rușinos că în 2021, că o primărie să aibă o singură mașină de serviciu, care este o Dacia. Și care ne bat în pe ea, care și cum... VTB care e 5. Da? Da? Deci, ba serviciul din gospodărie trebuie să meargă nu știu unde. Ba polițistul local trebuie să meargă nu știu unde când e o problemă. Ba la ISU, ba doamna Tatiana trebuie să meargă cu socialul cu ancheta, ba de la contabilitate trebuie să meargă așa și uitați așa, ba domnul primar trebuie să plece la București și așa mai departe. Deci, nouă ne trebuie încă o mașină, dar nu putem să luăm 10 mașini. Iarna, de exemplu, nu poți să te duci cu o Dacia după utilajul de dezăpezire să vezi dacă face treabă bună sau nu, având în vedere că configurația terenului nu m-am fi domnul. Luați un pic un calcul, nu trebuie un pic, domnul Vici. În 2004 am luat o mașină, în 2016 a doua mașină, suntem în 2021. Da, adică, eu luam un Logan, dar și nu știu. La fel, cum Panorama să știu. Să spunem așa, am luat un Logan, dar nu, mai ieftin Logan, da? Dar iarna, la cine se sun dacă rămân? Dacă rămân, nu pot moli. La cine se sun? De asta vine o mașină, poate o spasă. Eu știu, este normal, v-aș ruga de-a primărilor de județ, am putut două dastări. De partea mea puteți să vă luați și un lucru. Nu știu nici omul. Dar eu nu sunt, eu am fost, nu am fost de acord să se ia dastări. Domnul, și te răspați, răspați, n-am venit cu o idee, domnule Slobona, mai ieftină. Deci nu iau mașina, eu am mașina acasă. Noi luăm o mașină pentru primărie, care va fi folosită și de doamna primar, și poate și doamna secretară, și doamna contabilă, și de toți colegii noștri. Domnul viceprimar, v-am înțeles perfect. Eu vă dau dreptate. Haideți să trecem mai departe. Eu sunt ca evreu, îți dau dreptate, dar haideți să trecem mai departe. Cheltuieli secțiunii de dezvoltare, achiziții și amenajare în loc de joacă în zona totul. De la 0, o trecut la 50.000 de lei. Cofetizarea s-a terminat cu ce am dat pe minus și acum punem pe plus, doamna contabilă. Vreau să-ți gândim. Păi a spus 50.000 de lei, iar sunteți deja pe plus acum. Da, da. Păi nu, până la asta, s-a scăzut de la un capitol, am dat cu minus. Deci până la talan sunt pe talan, am înțeles.
De la mașina mea. La achiziție inițială. Da, să mă uit, am și eu aici. Pentru locul de joacă, pentru care avem o hotărâre din Consiliul Local și a fost bugetat anul trecut. Da. Anul ăsta era cu zero. Noi am propus 50.000 de lei. Apoi am mai s-a mai propus. Să ne oprim și luăm pe un pic. Da, avem o mare problemă în cotul. Dar mare, una mare nu e de joacă. Terenul care despre care vorbim s-a aflat sub cota de inundare acolo. Lucrările pe care am discutat cu cei de la Apele Românii. Am cerut și avizii din partea dumnealor. Chiar m-am indicat să iau legătura cu o firmă care se ocupă de lucrări de genul ăsta, de proiectare, de toate. Deci cred că lucrarea de acolo costă de 20 de ori prețul la ce ați propus dumneavoastră aici, sau poate mai bine. Va trebui să intervenim cu gabioane pe toată zona aia. Pe toată zona aia, de la Dale Marius din spate, până în fața aici, ca să facem locul de joacă acolo. Cred că îl mutăm în altă parte. Mm-hmm. Adică chiar nu vreau, dar știți cât m-am zbătut. Acum nu fac eu, Doamne ferește, adică mă ridic eu singurul salariu. M-am zbătut să fac locul ăla de joacă în toate soluțiile posibile le-am pus la dispoziție. Mi-am stors creierul numai cum se găsesc. Deci mă lovesc de Apele Românii care spune, doamne, nu sunt plătit. Nu primesc niciodată aviz acolo. Ești sub cota de inundații. Dacă îl scoți sub cota de inundații, poți să faci ce dorești acolo. Dar presupune să faci o gamă de lucrări din maniera asta. Deci să punem gardoane, gradane mari, până în spate, până după coturi acolo. Ca să nu mai fie, să nu mai existe pericolul de inundații. Domnule viceprimar? Am fost cu domnul primar la domnul director la Prata Sreț și am cerut cu toată mașina să ne sprijine și să ne poate ne da niște bani. Are legătură cu ăsta de pe ordinea de zi? Bineînțeles, niciun loc nu joacă în cot. Am înțeles. Deci a zis că în niciun caz nu există bani. Cel mai mult și cel mai... Și am insistat. Nu știu, și cel mai mult poate o să ne dea la SEGA, nu știu ce, un utilaj care să facă... Am făcut atât de Dar am făcut atât. Aveți dreptate, domnul Galau, dar am aprofundat problema cu dumneavoastră și îmi spune că dacă Apele Românii ceri lucrări hidro tehnice acolo, nu se pune problema să-l facă doar mecanic, doar din utilaj. Trebuiește făcut intervenție așa cum avem noi pe Armanul pentru consolidare la drum cu gabioane. Ai trebuie făcut o lucrare hidrotehnică efectivă. Nu, am vrut să spun că nu au apă, nu au bani. Apa nu există. Chiar la ce a spus bine, asta a fost discuția cu domnul Peiu. Banii nu sunt pentru astfel de lucrări. În cazul ăsta, dacă nu se poate, domnul primar, aș propune să... Haideți să facem așa. Eu nu am nimic în potrivă. Dacă putea să credeți. Deși banii ăștia vom vedea. Să-mi spun doar un contabil dacă îi putem lua așa cum îi doriți pe astăzi. Pentru că rămânem cu foarte multe capitolii unde suntem la bani în România, știi? Rămânem descoperiți, adică nu avem bani, efectiv, nici de salarii, nici de aia. Mă rog. Putem să ducem o parte. Să lăsăm o parte, să lăsăm ca idei, cheltuiești și de bani și zici, e un așa, așa, cum spunem un loc de joacă. Am o propunere. Da? Exact. Da. Dar putem să nu lăsăm toată suma pentru moment, că aveți, că aveți nevoie la mașină. Domnul Traistanu, deci din ce ați propus dumneavoastră, din ce ați depărit de asta, că le-ați lăsat fără bani, ați lăsat capitolul 3 descoperit, din care nu știm de un slob bani. Locul de joacă poate să fie acolo lângă grădiniță. Pistela de grădiniță este... Nu? Nu a rămas un lot acolo? Obiectivul nostru principal pentru locul de joacă în cotră a fost faptul că copiii stau în curba aia din cotră și în stradă. Deci nu e vorba că vrem în altă... Peste tot este necesar locul de joacă. Dacă nu putem să facem acolo, desfințăm ăsta și ducem banii, nu știu, înapoi la asta să nu mai fie în leasing și să vă dați. Părerea mea. Da? Sunteți de acord, inițiatorii? Da. S-a desfințat, domnul primar. Care e? Dar eu nu vreau să desfințăm. Eu am dorit să putem construi. Eu rămân totuși la ideea că noi ne adunăm aici ca să construim, nu să lucrăm destructiv. Nu, dar mi-ați explicat, am înțeles. Deci mai departe. Deci la 20 puneți, la data asta, mai puneți cei 50.000 urcați în acolo. O să trăiască. Nu se știe dacă e de astăzi. Stați, nu știu. S-a apropiat. Poate nu chiar 4, poate 4. Avem și un răspuns. Avem un răspuns.
la această linie electrică. Bun. Înființare două stații de autobuz în zonele Colina și Metalbac. Sumele alocate 10.000 de lei. Capitolul 26. Expropiere, stație, pompare ape uzate, zona Colina Măgurii, 40.000 de lei. Nu se poate. Expropierea? Nu se poate. Dar să știi, ce treaba, mi se expropiezi, pe cine vrea să expropiezi acolo? Acolo sunt 144. Pe cine vrea să expropiezi? O clipă, domn primar. Acolo sunt 144 de familii care locuiesc la blocurile din Colina Măgurii. Așa. Și frecvent, acolo există o stație de pompare a apei. Adică eu vă explic de oricum, da, vreau să știți situația, recomisat și mată. Nu, n-am visit. Vă spun colegilor cu adicare, nu știu situația. Este o stație de pompare a apelor uzate, da, pe o bucată de teren, care în, timp, în timp ce fostul operator al rețelei de apă și canalizare avea contract cu Comuna Măgura, firma Fialt i-a vândut la un preț simbolic din 1800-2000 de lei acea stație de pompare cu terenul aferent și, din păcate, odată pe lună, acele pompe se înfundă și apartamentele de la parterul blocurilor sunt pline de nu vrem să spunem ce. Și primăria ăsta, acei oameni caută o soluție ca acest sistem de pompare care are apă uzată să treacă la primăria Măgura împreună cu acest sistem de apă și canal pe care îl avem existent. Și cum oferim servicii de apă și canalizare? Bineînțeles, oamenii sunt branșați la apă la primăria Măgura și în momentul de față cred că o parte din ei au deja contract de apă cu primăria Măgura, cu Consiliul Local. Okay, și oamenii vor și pe canalizare, canalizarea să treacă la primărie ca să putem să ne ocupăm de ea, să le oferim servicii normale, să nu mai le sunt fund de canalizare. Păi Operatorul, fostul operator, acum este proprietar. A avut un contract de cumpărare cumpărare cu Fialu, iar noi acum am gândit o modalitate, dacă domnul primar, sincer, domnul primar mi-a dat ideea. Că noi am votat și avem și de votat în Consiliul Local, de exemplu, o sumă pentru expropierea unui teren de la Parcul Cupin. Pentru da, altceva. A fost amenajarea unei zone. Ei, în lege spune, pe expropiere, că tot ce înseamnă sisteme de apă, canalizare, sisteme de astea identitare, sunt de interes național. Sunt de interes național și pot fi expropiate. Și noi ne-am gândit să deschidem un capitol, să putem începe demersurile, să căutăm, să cooptăm un expert anevar. Dar vă opriți aici. Vă spun. Vă opriți aici. Spune legii că pot fi expropriați. Da. Persoane fizice, persoane juridice sau orice alte entități care dețin terenul, ori imobile, ci pot fi puse la dispoziție pe expropriere pentru construirea noilor gospodării de apă, zice mai așa, sau de canalizare. Adică expropiezi un teren, construiești ceva, nu expropiezi un lucru gata făcut. Cum să văd eu să expropiez acolo, pe cine expropiez? Nu există așa ceva, înțelegeți? Și atunci cum va fi? Acolo știți cum va fi? Să se zburătăcească oamenii un pic și să înțeleagă că locuiesc într-o zonă de blocuri și să-și facă o asociație de locatari. Să pună câte 10 lei de familie și lună. Să-și facă un fond de lumea și să-i exploateze doamnul Fosai, care este super de bună. Nu sunt fugă la ta o lună de zile, dar sunt foarte frumos. Discuția asta o avem de ani de zile. Adică dacă la 150 de apartamente, dacă pune fiecare de 10 lei pe lună, s-a adunat 1500 de lei. Nu plătesc apă și canalizare, cum plătim am dat. Doamne, începe. Ascultați-mă un pic. Vorbim și de domeniul public acolo. Noi cumpărăm, nu putem cumpăra fosa, ca să zic așa, fără acces. Accesul este la 250 de metri, la Romică Munteanu. Care este domeniul, este tot domeniul privat, este drum privat. Deci tot ce este acolo este drum privat, noi trebuie să cumpărăm imobilul respectiv, cu tot, cu drum, cu tot, cu căi de acces, cu toate alea. Adică, nu e decolet. Despre ce expropiere se vorbim? Nu avem cum să expropiem. Cea mai bună soluție dumneavoastră să gospodărească, pentru că este pe domeniul privat al lor. Iar dacă domnul fost proprietar cu actualul domn Goldenian s-au făcut ei acolo niște tranzacții, au vândut, nu le-au cumpărat, nu este treaba noastră. Deci
Eu nu este treaba noastră, nu putem descălci, nu avem cum. Pentru că este în curtea lor, în proprietatea lor. Exact cum aș veni în curte, aș veni dumneavoastră în curte la mine și spui, bă, din mâine nu mai ești proprietar pe... pe Bruno, pe cățelul tău, că de-a nostru, gata, îl luăm noi, nu ești proprietar, nu-i folos, să lacă la noi și mai atate. O soluție ar fi să nu cu drumul de acces cu tot, nu? Ca să putem să construim acolo stații de comparare a totul uzate, nu? Domnul Berușu, 150 de familii cu restul de proprietari trebuie să meargă toți la notar. Păi le dăm soluția asta, dacă le convine, le convine, dar pentru... Îți merg toți la notar, 50% sunt prin prima casă, sunt prin credit, prin astea, adică, doamnă secretar, doamnă. Deci, din punct de vedere... deci, juridic, da? Expropriere acolo, să apară în hotărârea de Consiliu, nu și-are loc. Dacă îmi dai voi... Numai un pic. Acolo este un contract de vânzare-cumpărare teren doar, fără acea stație de pompe. Stația de pompe e în aer, așa cumva, o nască la Ficău, terenul pe la... terenul proprietatea domnului Gol. Soluția este care a dat-o domnul primar și putem să ne uităm și în țară ce se întâmplă cu genul acesta de cartiere rezidențiale de prin orașe, de prin comune, de prin... În momentul în care dezvoltatorul termină, le dă proprietarilor. Proprietarii sunt obligați și prin lege să se organizeze pe asociație de locatari și să gestioneze acea... Utilitățile lor din zonă. Acum, fiind o proprietar pe tot ce e acolo, fără terenul și fără stația aia, să vin eu să-i expropriez, să fac o legalitate. Și inițiativa de a-i expropria. Ei nu sunt proprietari. Pe cine să le expropriez? Să le expropriez pe domnul Gol? Pe ce consideră? Înțelegeți? Ei, în primul rând, trebuie să-și clarifice situația juridică a lor cu fostul proprietarul filial de imobiliare. Ei trebuie să rezolve situația. Dacă o rezolvă și ajunge la... să devine ei proprietari, cum de fapt așa și sunt, da? Cineva s-a jucat acolo? Pot foarte bine să facă donațiul domnului la primărie. Nicio problemă nu-i lor. Dar trebuie să fie curată ca lacrima, să fie din punct de vedere juridic. Știi ce vorbim? Iar exproprierea, mai repede, nu se face decât în situații în care vrei să pui imobilul respectiv în operă pentru construirea unor noi edificii. Nu le-au acum fost să-l expropriez cu ăsta și o iau la mine. Deci nu, e și lipsit de logic. Dar să dau informații foarte importante. Deci, vă rog. Deci, să știți că eu am discutat cu domnii, o parte de ei de la Colina și deja au început să strângă semnături ca să facă o asociație, da? Foarte bine. Deci, în sfârșit, probabil este un pas foarte mare și ar trebui totuși noi, având în vedere că luăm sistemul de apă și canalizare la primărie, să facem în așa fel încât, pentru că până la urmă, în canalizarea aia, acolo vine în canalizarea noastră, a Consiliului Local. Adică nu este, chiar dacă, eu chiar un fel de struțul ca mine, normal, fostul proprietar care a vândut, trebuie să-l doneze la Consiliul Local, nu la să vândă. Deci, țara aia este... Corect. Țara aia este ilegală, adică, dacă... Înțelegând lucrurile astea, și clar, nu se poate face nimic în momentul de față, lăsăm suspendată suma asta și vedem la final unde o modificăm pe aici. De acord. Deci, chiar dorința ar fi și noi ne dorim să fie liniște acolo, să putem și interveni legal, pentru că să nu se intervii comitatul acolo, intervii ca să nu ne încurcăm cu mediul sau cu alta, dar în mod legal, ca să stăm deschis, nu prea este. Este din proprietatea de lor. Deci domeniul public este la Munteanu Aurel. Acolo începe domeniul public. Restul e domeniul privat. Și să vină un reprezentant al asociației, să-și aleagă un președinte și să-și facă o organizare, să-și pună un președinte, și atunci îți spus numai pe o persoană. Este altceva. Dar tu ai experiență ca în familie. Să-i reprezinte și să vină în conședința de Consiliul Local să ne spună cum putem să-i ajutăm atunci. Să rezolvăm această problemă. Bun. Numărul capitolul 27, acțiuni de reducere, număr când... reducerea numărului de când vagabond, de la Zafumanii, 50.000 de lei.
Noi tot am mai discutat în Consiliul Local. Poate este un prins, Lucian. Sumele astea, de exemplu, doamna contabilă, cum au pus bănuții ăștia, eu pus în capitolul, la, ne-au pus în mod special pentru câine abuzat de dată. Au pus o sumă de bani, a doar, da, cu cu ce e rezultat? Efectiv, bun, dar nu era bine să știm și noi? De fapt, cum? De fapt, păi, dar eu am vrut să ne întâlnim într-o ședință anterioară, dar nu vreau să nu prea domnul primar, dar ne-ați invitat și n-am venit. Am vorbit cu domnul, zice și vreau să vă întâlniți dumneavoastră separat la altă parte. Nu ne-ați invitat primar, domnul vice nu-i liderul nostru. Nu știu treaba. Să știi, asta să fie clar. Eu am vrut să am întrebat din proprie inițiativă. Cum s-a discutat? Mă, scăpa, sincer. Știți că în 2019 ne-ați invitat dumneavoastră la o președință, dacă îi pot spune așa, înainte de buget, în care am discutat. Și fiecare am adus amendamente. Acum, dacă n-am vrut să spui, hai să vedem care și cum fiecare... Dar și grup invitat? Ne-am văzut în ultimul instanță, aseară târziu. Da. Bun. Am înțeles. Acte de reducere... Am un pic. Vă rog, domnul... Adică, nu strică, domnul primar, dacă scrie strict 50 de mii pentru câine. Ca să fie treabă clară. Știți, domnul colonel, apropo, mă scuzați că vorbesc în unele dumneavoastră până aici. 3 ani sau 4 ani la rând a subliniat problema asta de fiecare dată cu execuția bugetară și cu bugetul la începutul anului. Să fie strip pe conturi, să știm și noi despre ce este vorba. Vă dați seama că... Da. Apoi, extindere, sistem supraveghere cu camere. Avem pe doamna contabilă care e venită de curând la noi. Noi am lucrat într-un tipac. Dar noi n-am zis doamna contabilă. De 50.000, aici 71 de câini, atât vă intră. Dacă i-ați numărat în mai puț, sau poate sunt mai puțini, deci, mai dăm și mai jos. Eu nu început și ăsta. Pentru că eu știu de o firmă de la Vaslui care lua câini, dar era 700 de lei. Nu mai vorbim de firma la Vaslui, pentru că i-a omorât și... I-a omorât. Au bine, avut mai nu știu. Am pățit și noi, am discutat cu ei. Și era așa, după aia am aflat că, de fapt, îi omorau și ei s-au... Perfect. Extindere sistem supraveghere cu camere video pentru mii de zone de colectare deșeuri reciclabile. Sau zone cu potențial de deversare nepermisă diverse de deșeuri diverse. 15.000 de lei. Achiziție și amplasare bariere electronice pentru limitarea acces în curtea primăriei. 10.000 de lei. Asta sunt doleanțele mele. Ca să știți. Scamoți, domnul Mici. Asta e. Are să de deci, camere, noi avem deficit. Mi-au rămas 40.000 de la Polina Mărului. Da. Avem un deficit. De parcă am căzut în pușculiță. Să ia din altă parte. Să ia din altă parte. Hai că-i luăm, cum am acotat. Lucrări de remediere, drum asfaltat Valea Mărului, înlocuire capace tip biscuit uzate și refacere canal evacuare ape, 15.000 de lei. Cam puțin bani pentru cât de nevoie sunt acolo. Da. Da. E 15.000 biscuit. Nu doar schimbăm ăla care... Și acum cere așa de pe tot. Înființare... Nu știu dumneavoastră știți ce hotărăți acolo. Înființare microrețea, apă menajeră în Crihan și Sobotol prin captare de la sursa existentă. 100.000 de lei. Domnul primar, și aici eu am o soluție, dacă îmi permiteți. Da. O afuzată, de la funcțiul meu de acolo. Domnul primar, domnul președinte, mă scuzați, avem buldog, se poate lucra pe domeniul public cu el. Metru de țeavă, PVC, în jur de 10 lei. Vreți să continuați? Da. Sau vreți să vă opriți? Nu, continui și imediat, nu o să explic. Deci pe toată perioada cât se implementează proiectul ăsta pe POIM, nu se acceptă niciun fel de lucrare de apă, canal care se suprapună cu traseul. Și vă mai adresez o întrebare și am tăcut. Și în satul 1 nu se mai fac extinderi de... De apă uzată? Da. Apă menajeră, pardon? Sigur. Pe domeniul public sau? Pe domeniul public, da. Păi și atunci de acolo de ce să fac și în Sohodon nu s-ar putea ce să faci acolo? Pe extindere. Satul nou. De extindere de ce? De apă menajeră. Dacă are țară, de apă potabilă, după aceea. Apă potabilă, da. Alimentare cu apă? Deci, dumneavoastră, vreți să prindeți o sumă în buget prin care să facem o rețea de apă menajeră, care presupune să-i facem proiect, să-i facem să luăm autorizație de construire. Pentru că altfel nu spate, lucrăm pe domeniul public. Domnul viceprimar cunoaște. Exact cu asta ne confruntăm noi. Ca să putem îndeplini condițiile la CRAB. Noi am apucat să facem un proiect. Ori, dumnealor, tot CRAB-ul vine și spune
Dom'le, nu se acceptă absolut niciun fel de lucrare, nu veți primi aviz niciodată, care se suprapune cu traseul rețelelor prins în proiect, în poiect. Absolut nimic. Ceea cu canal nu există. Nu se acceptă nimic. Bun. Absolut nimic. Pentru că ce ați propus dumneavoastră aici presupune să facem săpături pe drumul public, să facem cișmeli, să facem, probabil la cișmeli v-ați gândit. Să facem cișmeli, asta presupune să avem proiectare plus execuții, autorizații de construire și tot ce ține de derularea unei lucrări pe domeniul public. Domnul primar, ne-am gândit și la treaba asta, dar talile au fără apă și știți cum... Eu vă înțeleg și cumplit. Chiar vă înțeleg, credeți-mă. Eu chiar vă înțeleg, dar nu se poate. Cu asta ne confruntăm. Domnul viceprimarul a fost împreună cu mine. Deci exact asta discutăm la momentul ăsta. E cald. Asta discutăm cu domnul director de la API, cu doamna director de la CRAP. Exact același lucru. Domnul Căsălescu. Dar să dați un moment la mine. Da. Eu cred că domnul primar că domnul de la Chindică mai mult bani și ea. Chivernesi a scăpat o investiție, zic eu, importantă. Vorbesc de pod de la Arsenie. Care am primit a fost prin 60.000 de lei, s-a dus în excedent, dar ăsta nu l-am mai văzut piesa de investiții. Profit de efortă dumneavoastră, că văd că ați dezvelit și ați greblat bine bugetul, să prindem și bani acolo, că dacă mai vine o dată viitora... Suntem de acord. De acord. O locuiță de acolo dispare. Eu nici mă gândesc că dumneavoastră v-ați apucat de dezvelit în maniera asta. Și eu mă gândeam, de unde se găsesc pentru o situație grea. O situație foarte grea. Asta nu e că are problema. Nu, am înțeles. Am înțeles că până la urmă vă spun sincer, chiar n-am ajuns să-i pun. Am întins cu doamna contactul bugetul ăsta în demii de direcții, doar ca să acoperim, să ne acoperim tot ceea ce este super viabil, necesar, de strict ca calitate, de strict necesar. Doamna contabil dorește să ne spună câteva cuvinte. Da. Referitor aici la... nu e problema. Mă scuzați, doamna secretar. Referitor la această ființare pe apă, curtea de conturi cere prima dată la investiție autorizație de construire. Cheltuit fără autorizație de construire, imputat tot. Știți de ce mi-am gândit că s-a mai creat un precedent? Și eu, sincer, mă gândeam să mai poate continua. Care? Cu ce? Tu ești de ce zici tu. A, nu știu. Eu v-am spus cine cere. O secundă, domnul Dăscălescu nu trebuie să spune... Că ai venit loc o situație normală. Mai dau și o propunere vis-a-vis de terenul de fotbal. De terenul de fotbal. Ia discuția să nu prejudim cumva, să-l amenajăm, să-i schimbăm poziția invers din cauza linii din alte tensiuni și rămâne și teren pentru un pas sau nu joacă suficient. Dacă vă uitați în proiectul nostru de văzurile, avem... depunerea unei documentații pentru construire bază sportivă în zona respectivă. Era vorba să e posibil să prindem finanțare prin Compania Națională de Investiții pentru acea ordine. Era o discuție sau proces. Nu se mai discuție, nu se mai discuție și care am avut-o cu factorii de decizie, știți cum să spun. Să acceptă săli de sport, chiar și școli. Rămâne aici să stabilim împreună. Știți că mă simt urat ca cu ministru. Ce vom face cu... Ce vom face? Nu m-am spălat pe mine atunci. Ce vom face cu școala gimnazială numărul 2? Sunt două variante. Vedeți? Astea sunt problemele care trebuie să întâmplă. Nu vă spălați cu eu. Nu. Vreau să zic că ce ați făcut asta nu este un lucru bun. Dar astea sunt probleme care ne apasă rău. Va trebui să găsim în condiții în care vom merge pe o variantă, pe fondul de mediu, să găsim soluții pentru cofinanțare pentru susținerea lucrărilor neeligibile. Ceea ce presupune să facă consolidările. Prima parte din față este din 1920. Ei, toate consolidările care vor fi necesar de executat acolo, vor trebui suportate din bugetul local. Sau va fi varianta pe CNI, să acceptăm în continuare școli, dar ca idei, mă gândesc că ar trebui să mai îndreptăm și către alte fonduri. Eu nu zic că CNI-ul nu e un fond viabil, Doamne ferește. Dar e bine să mai luăm și marjă de eroare, zic, bă, hai să mai mergem și la altă parte, pe alt fond, ca să fie și pe altă sursă de investiții. Cu cine știi? Să presupunem că într-o zi, ce noi vă spune, băi, nu mai avem bani, gata, și noi primim aici. Mi-ați dat o idee bună, domnule primar. Da. Dacă domnul Dăscălescu a propus 60.000 de lei pentru podul la Arsenie, cu care am fost de acord,
și da, e super ok. Mai adunăm 40.000 de lei și înființăm un capitol nou pe lista de investiții pentru depunere documentomedici și depunere documentații, reabilitare școala numărul 2. Asta era, asta era problema pe care vreau să o discut cu dumneavoastră. Asta a discutat și am unul în particular, nu mă referesc să spun ăsta cât am. Așa. Și aveam și, și vă rog să notați acolo, doamna, doamna secretar, se va numi așa, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala gimnazială numărul 2 Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău. Aceasta va fi denumirea proiectului, lista de investiții. Da, fac lista de investiții finală la sfârșit. Da, o să-i dau și doamnei. Da, să-i dau fonduri europene. Modificarea pe amendament. Păi aici am tăiat înființarea microrețelei la punctul 31. Și am împărțit-o în două. Și avem 60.000 de lei. 60.000 de lei. 40.000 de lei. Dar haideți să vedem ce zice doamna șeful de la bani. Asta e cel mai important. Când noi de dorim, ne dorim să punem banii ăștia, dar să vedem cum rămâne dincolo. Mai avem doar două puncte. Și apoi vedem, noi acum vedem, am dat plus, cu plus. Astea sunt din minusurile care le-am discutat. Mai rămas 40.000 acolo. Da. Și au mai rămas 40.000 la expropierii da, pompare aterizate. Da. În cel cu ești cu minus, poți să... Sau pe plus. Și îi întoarcem undeva. Da. În această zonă contabilă, fiind necesarul cel mai mare. 32. Înființarea muzeului satului, înființarea muzeului satului Dumitru Tătaru, întâlnirea grădiniței, școlii Emil Vrescu, sat Măgura, Comuna Măgura. Exact unde ne aflăm aici. 10.000 de lei. Și ce ar trebui să faceți banii ăștia? Ca să putem, avem un punct. Foarte puțin, dar exact. Să avem reglementație și așa intrăm în posesia unui grădiniții. Noi, în primul rând, avem nevoie de spațiu de depozitare pentru toate exponatele. Să avem nevoie de niște vitrine, niște... Dar asta este un punct de plecare. Suma este... Domnul Ciuțiu, sunt de acord cu dumneavoastră. Părerea mea că... Am să da, dar spuneți-mi, doamna directă, oricum trebuie să avem o plecare. Avem în derulare lucrări la Căminul Cultural, o să termin lucrări acolo, să vedem, poate găsim un spațiu acolo, poate un ideal, ar fi să facem aici. Era și o propunere mai veche a mea, dar ca spus-o dumneavoastră, numai de la cealaltă, este foarte bine. La fel am gândit și eu că aici ar trebui, pentru că vorbim de locația în care ne aflăm și este monument istoric. Și atunci s-a legat foarte bine una cu alta, să-i dăm chiar și denumirea Dumitru Tătaru. Dacă se poate. Cum se poate? Dar cred eu că o lucrare de anvergură asta trebuie renovată în lume. Trebuie făcut tot de anul gospodărească. Nu... E posibil să-i dăm. Deci, uite, nu știu ce vom face aici, da? Măcar o expertiză de aici. Sunt capete care se poate dezvolta. E un punct de plecare. Apoi. Marcare, amplasare, indicatoare și opritoare rutiere în zonele intercirculate, în special de copii. 18.000 de lei. Renunț la asta, la asta nu renunț la prima. Cum? La ce? La asta renunț, la asta nu renunț. La indicatoare? La marcaj și în ceea ce vreau. Asta a fost punctul meu, asta a fost proiectul meu. Deci asta a fost cu plus. Au mai rămas suspendați 40.000 de lei, cei de la expropiere, stații, pompare acuzate. Ne întoarcem înapoi la prima pagină. Și unde consideră doamna contabil că sunt cei mai importanți, îi întoarcem pe capitolul respectiv. Păi nu, ai deja 70.000 la asta, e fără roată de rezervă, dar să merg să-i vreau. Adică nici în care, nici în căruță, nici daster, nici... Da, nu, e cu 70.000 e suficient. Ție în locă. Da, eu de asta știu. Doamna Portagiu, unde considerați dumneavoastră că trebuie să le adicem 40.000 de lei care au rămas? 16.000 de euro. 16.000 de lei. Uite, diferența, de exemplu, la autorități publice, bunuri și servicii, diferența e fix de 40.000 de lei. Erau 370.000 inițial și după propunerea noastră s-a dus în 330.000. Îi întoarcem acolo și completăm suma la 370.
Eu cred că dumneavoastră ar trebui să procedați ca mai invers. Veniți cu propunerile astea și împreună cu doamna contabil, vedeți unde puteți lua bani. Dar nu credeți că doamna contabil a pus banii acolo pentru că stăteau irosiți așa, aruncați prin buget, lâncezeau pe acolo prin lada cu paralel și eu pus doamna așa, ca să fie prin sundelă. Eu pus plic în necesități. Dar nu, țineți rădurinici, adică... Și la Dacia Duster, nu că e de 70.000, nu știu de când o aveți dumneavoastră, dacă vreți să vă uitați, asta este o ofertă, nu știu, dacă mai e una mai ieftină, cu bară neagră... O să cea mai ieftină, 4x4. Bun. Vedeți cât este, cât ajunge prețul, 87.000 și ceva. De asta am pus 90.000. Deci o ofertă din la... Deci cu 70.000... Nu puteam să punem 70.000 și mașina se coste 87 și să nu am de un zi dau. Poate mai sunt opțiuni care pot fi tăiate. Nu, asta e varianta de bază. Nu, standard. Echipator 415 diesel, ăsta e minimum. Da. Deci așa nu se poate. Și cu ADV, de geamul jos, iar de afară, nici acela. Alocăm 20 de aia 40. În aia 40 mai ducem 20 și ducem 90 pe capitolul respectiv. Tot a fost inițial. Nu, adică deci rămân banii la locul lor, la Dacia Duster. Eu tocmai asta vreau să vă spun. Ar trebui să vă treceți toate astea frumos, domnule, dacă vrema aia, vrema aia, vrema aia, hai să vedem unde sunt în țară. Noi am găsit acolo unde să luăm bani, am gândit niște lucruri. Dumneavoastră ați avut niște puncte de vedere pentru chestii bine structurate și ne-ați convins că nu putem să facem acele argumentații, nu putem să facem acele investiții sau cheltuieli și le-am redirecționat băruțe respectiv. Deci, ca să o luăm de la început? Nu, 40.000 de lei. Păi nu, dar ca să vă spun eu, că, de exemplu, ați luat 40.000 de lei de aici, de la 510220. Deci, nu, ați văzut, sunt 370, ăștia sunt pentru funcționare. Aici am pus bani, 30 ceva, 40, nu știu cât o să ajungă, că o să luăm și noi oferte și aia. Să-mi facem arhivă, noi nu avem arhivă, dacă știți, în toate birourile, în primării, plin de hârtii, sufocam. Deci trebuie firmă care să vină, să scoată ce este, să le pună. Așa, dar avea o ultima dată în 2016. Și costă. Ei, și Dumnezeu vorbim, în 2016 a făcut ultima arhivă. Da. Trebuie selecționat. Deci, după cum erau niște domni pentru... Nu. Eram cu dosarele. Nu. Și vedeți, în peste tot, sunt cu primul. Sufocant. Și așa e, 30 ceva, 40, depinde de câte dosare sunt. Depinde de la numărul de dosare. Sunt foarte mult. Deci, ăștia 40.000 de aici. De ce e 40? De la 510220. Pentru că avem 370, dar eu m-am gândit că 40.000 îi punem pentru arhivă. Deci avem dosare, cât chila avem de făcut acolo, da? Și așa, primăria asta nu are decât 4-5 birouri, că tare sunt atâția oameni, credeți-mă, am crezut că... Nu i-am așa. O să fie mai multe birouri, dar... Să mai mută primăria și poate e mai mult loc, acum nu e. Nu știu, vedeți dumneavoastră, probabil și mutarea primăriei, și documentația, nu știm ce va presupune documentația asta. Noi deocamdată suntem la faza de acceptare, la solicitările noastre, Ministerul Agriculturii este de acord să ne cedeze casa agronomică. Nu știm ce cheltuieli va necesita pentru toate astea. Vorbim de cheltuieli funcționale, vorbim și de abonament la internet, la dintre astea, nu? Corect. Poți să vă dau un cont? Haideți, spuneți. Puteți anul ăsta de exemplu, pentru după cât știu, este scadent contractul cu cei la UPC Vodafone pentru abonamentul pe care îl plătim pentru la sistemul de supraveghere video. Da. Poți un contract. Știți cât este? Știu cât este. 3.300 pe lună. Pe lună. Păi asta vă zic. Este scadent contractul și îl puteți renegocia și mergeți la jumătate de sumă. Pentru că ei deja în primii 2 ani de zile și-au amortizat investiția. Așa. Și acum, cu siguranță, la renegocierea contractului, puteți obține la jumătate. Eu nu știu cât valoare. De parte de vedeți, sunt cât internet. Nu. Cât aveți dumneavoastră aveți la Burgești? Prin comparație. Deci, aveam 16-17 camere și plăteam la Telecom 3.800 și ceva. Da.
Asta și aici se plătește, nu știu câte camere aveți aici. 26. 26 și se plătește 3300, adică nu știu cât mai poate lăsa, da, să aproape dublu. Eu vă spun sigur că se poate negocia contractul. Acum el... Dar noi nu știm azi, azi nu știm. Azi nu știm ce așa, noi trebuie să nu să rămâne. Eu v-am spus, de unde... Eu v-am spus, și noi atunci trebuie să rămâne din timp. Da, telefoanele se plătesc de aici. Deci avem aici, de asta nu sunt de acord să luați 40.000. Pentru că avem la Orange, un pic dacă vreți să mă lăsați, la Orange noi plătim 7.200 pe lună. Îți tabletele de la școală, 200 de tablete. De anul trecut contractul făcut. Deci 7.200 și cu 3.300, 10.500 se plătesc numai la serviciile telefoniei. Și de aia nu sunt. Deci eu rămân fără bani, nu o să pot să plătesc telefoane și ce ține de funcționare, dar dumneavoastră îmi luați 40.000 de acolo. 11.000. De asta mă repet, trebuia să-mi pune și pe tine, da. Băi, de unde l-am bărut pentru ce vrem noi? Pentru că dacă, și cred că știți bine, Consiliul Județean nu ne-a dat decât 50.000 de lei. Atât. Nu avem plovărul care trebuie, asta este. Mă înțelegeți? Deci la drumuri n-au dat nimic, la 10.05, da? Iar dincolo, la 0405, au dat 50.000, în condițiile în care sunt primării la care au dat 410.000 plus 200.000 la drumuri, da? Și haideți să facem o comparație. Și atunci nu avem. Facem o comparație, nu avem cu ce acolo mic, dacă v-ați. Deci ajungem să închidem lumina și să plecăm. E frumos, așa? Doamna contabilă, vă mai spun un lucru. Îi dau cuvântul domnului Tarot și apoi vă spun un lucru. Da. De unde mai economisim bani? Da. La doua jumătate de an. Vă rog să deschideți un capitol, pentru că s-a discutat cu o promisiune. Acum, știți cum este. Promisiunea este promisiunea. Până nu este finalizată, rămâne în statul din promisiune. S-ar putea să se realizeze, s-ar putea să nu. Mi s-a spus că printr-o chestie de asociere cu, că n-au dat bani puțin, că putem să facem un proiect de asociere. Eu mă gândesc cu, așa. Cu cine, domnul viceprimar? Asociere cu Consiliul Județean. Bun, perfect. Eu gândesc că podul ăsta care ne aduce foarte multe necazuri de fiecare dată când plouă, care are un picior acolo, nu știu cine l-a proiectat, da? Podul care spunea domnul... Da. Eu consider că putem să facem un proiect... Da? Consider că putem să facem un proiect de asociere, să punem o sumă, adică să deschidem un capitol... Adică eu vreau să înțelegi că și acolo trebuie să bani. O sumă mică, noi deschidem un capitol, da? Și după aia mergem să solicităm, dar drumul este drum județean. Eu zic așa, tot ala. Actualizarea listei. Nu știm de unde să punem la această propunere dumneavoastră aici. Vedeți, mai schimb un capitol și trebuie să mai facem. Domnul... Păi chiar nu mă ținite așa capul, nu ducem bani. Auziți, mai avem 24 în secțiunea de dezvoltare, avem 24 de obiective stabilite. Haideți să nu ne întindem mai mult decât ne este placuma. Da. Când ne rămân picioare la afară. Deschidem capitolul să punem... 5.000 de lei, da? 5.000. Domnul vice, o chestie, dar dumneavoastră acum ne duceți în alt subiect care... Stați un clip să discutăm despre asta, că nu ordinare și să o scoatem cu capitolul 1. Da. Vreau să înțelegeți așa, am toată deschiderea, tot ce vreți dumneavoastră să putem realiza, tot ceea ce ne propunem. Păi oameni buni, dar avem nevoie de bani. Doamna, mai mult de atât, dar nu se poate. Adică e pus la minimul minimul. Deci, ori întrebare. Doamne, deci, haideți să facem ceva cu altceva. Haideți să așa avem doar în primăria asta, patru birou. Doamna contabilă, cu bugetul, cum l-am formulat noi din amendament, puteți funcționa până luna august? Și nu, de luna august? Păi nu. Domnul, eu vă spun din experiență că artificii de genul ăsta, la noi, cu Consiliul Local, s-au bugetat parțial ca apoi la rectificare s-au mai pus bănuți. Eu sunt și dacă nu primim nimic, că ba suntem... Da, 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 primim. Avem așa un buget auster. Domnul primar e un tip simpatic. Și la nivel de țară. Și că a primit bănuți. Domnul primar e un tip simpatic și o primit în decembrie. Ați contra ce spuneți? Și data asta. Până la urmă, noi nu vorbim de politică. Politica asta compromis. Dar noi nu facem politică. Trebuie să găsim soluții. O soluție din mijloc. Vedem ce mai verberim din asta limbașă. Vedem ce sumă se adună. Și vedem de unde putem lua din buget. Înțelegeți? Că nu era voință, Doamne ferește. Dar nu avem de unde, nu sunt bani, nici așa. De asta, iar mă repet, rămâne acum frumos cu lista, băi, noi asta vrem. Hai să vedem dacă nu cadrăm un buget, găsim soluții, sunăm banii, să acoperim sau nu.
Cum sunt? Păi... Exact așa acasă, mă scuzați, da. Exact așa acasă, nu trebuie să depășim veniturile, nu? Când facem o cheltuială sau trebuie să ne facem un calcul. Dacă nu avem, facem un pas în spate și facem la an. Deci nu putem să ne închidem mai mult decât avem acum în buget venit. Nu putem. La capitolul de funcționare, doamna contabilă, primăria Măgura, cu siguranță, și domnul primar e martor aici, va primi o finanțare pentru reabilitarea iluminatului public. În urma acelei investiții, consumul de energie electrică se va înjumătăți. Da, dar ce oră din partea? Da, stați un pic. Deci dacă în altă parte s-o primiți și au finanțarea deja, aici... N-am semnat nici contractul. Proiectul este în așteptare. Eu v-am spus ce urmează, ce va urma. Deci fac da, dar asta, domnul Beruș, că asta poate așa, planul. Că până să... Deci domnul primar, până să primești finanțarea, până să faci lucrarea... Dar eu ca voi toți, aș vrea să fii mâini, da. Păi dați seama, și eu îmi doresc să rezolvăm și toate astea. La 1 milion de lei, cât trebuie să pună primăria? Nouă ne rămăsese 40 de lei expropierii. Da, da. Am prins 20.000 s-au întors la Dacia Duster și 20.000 clar se pot întoarce sus la capitolul autorități publice bunul și serviciu. 20.000 clar la Dacia Duster au rămas neatinsă, da? Au rămas neatinsă. Nu știi, nu mai zici 20.000. Au rămas 20.000 care se pot întoarce la capitolul 1. Deci pe lângă cei 330 pe care i-am propus noi, s-au luat 40 și 20 înapoi. Da, deci 20 se întorc înapoi la autorități publice. Da? Bun. Hai să vedem puțin pe doamna contabilă. Dar nu, 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 exact, dar eu vreau să... Asta v-am spus, dar chiar vreți să nu avem cu ce să plătim, eu știu, gazul la sediul primăriei, să plătim telefoanele, să plătim tot felul de avizii, de... Bun. Dar a spus că în două stații de autobuz, vreau nici până să metal bar. Eu n-am nicio potrivă. Dar haideți să înființăm traseele întâi. Unde le punem? Va trebui cu câștigătorul licitației sau cine va presta să meargă zonul să spună unde e propiciu, unde spate. Cu cei de la circulații, cu cei... Eu mă duc și bun o stație unde. Dar nu e așa, domnul primar. Nu e așa. Eu dar vedeți proiectul de hotărâri pe care l-am aprobat. Eu contrazic, că vă spun altă speță. Așa. Consiliul Județean m-a trimis o... notificare la primăria Măgura adresă în care a cerut updatarea traseului. Pentru că la noi s-a dezvoltat foarte mult comună. În 2013, când a fost făcut, sunt 2011 recensământ, erau 5.000 de locuitori. Nu erau cartiere dezvoltate. Acum, hai să fim, toți știm, în colina acolo sunt foarte multe familii tinere care s-au mutat și în jur de 150-200 de copii. În Farbe, satul Metalbach, la fel, sunt foarte multe familii. Și ei au trimis adresa asta către primărie ca să facă o updatare a traseului. Dom'le, mai aveți nevoie? Comunitatea are... Și într-adevăr există nevoie. Lumea a venit cu tot felul de adrese aici și le-au înregistrat. De acord cu dumneavoastră, updatarea asta, ce trebuie să puneți? Să modificăm traseele existente? Nu! Nu se modifică absolut nimic. Atâta. Punem buget, banii pentru stație. Punem banii în buget pentru stație acum, în momentul de față, iar cursa de la Crihan, care merge către Bacău, pe același traseu, doar intră în drumul când? Bisericii. Când? În același program. Când? În același program, timpii care stă 15 minute în stație, sau 10 minute care așteaptă. Haideți să înțelegeți. Nu am o problemă. Să meargă la stație și pe fiecare străduță din Metalbac. Nu mă deranjează. Dar în același timp, sincer. Sincer și mă spun cu... mi-asum ceea ce spun. Nu sunt interesat de așa ceva. Pentru că eu mă gândesc că este infrastructura pe care se meargă un transport public viabil. Asta mă duc pe la ora asta. Mă gândesc să pun o stație în Metalbac. Dar omul ăsta are un traseu licitat. Dar nu este vorba de... Dar un traseu licitat și-a fost așa de mult primar de care... Și când să scoate la licitație? Păi ascultați un pic, domnul primar, să vă spun până la capăt. Deci n-are nicio treabă cu traseul care este acum. Așa. Din ianuarie 2022, așa. Consiliul Județean va licita din nou. Ei au trimis în dezbatere publică, pentru asta este, ei au trimis în dezbatere publică pe Consiliul Județean pentru fiecare comun în parte necesitatea. Iar propunerea noastră a fost ca cele două locații din Măgura să aibă stații gata făcute ca în 2022, în ianuarie, în momentul când liciteze cu nou traseu, care are plus două stații. Cine o trebuie să nu pune stația?
facem? Spațiile înaintea traseului? Cum să facem spațiile înaintea traseului? Păi stați așa un pic, Consiliul Județean a trimis o notificare la primăria Măgura prin care se spune. Am primit-o. Așa. S-a luat în urmă notificare, am primit și hotărârea de Consiliu care ți-a luat. Adică ei ființează traseul. Că stațiile de autobuz sunt ființează în condiții în care ei spun, da, avem traseul aici. Eu nu mă pune o problemă asta. Dacă spune, da, domnule, avem traseul, punem stații de autobuz. Două modurile alea le aduce, bă, ăsta, cum zice eu. Stănesc. Ideea este să se creeze cel mai principal lucru. Traseu. Dacă dă traseu, mă pune în spațiu. Nu e o problemă. Îl lucrează acum la traseu, domnul primar. Dacă v-ați uitat în lege, eu am făcut o notă acolo și din lege luată. Deci, acele trasee le stabilește Consiliul Județean în baza unor studii de trafic, care le fac oamenii. Nu pot să zic eu primărie. Păi pune da, acolo, un pic, nu pune acolo stații și traseu ca așa să vrea. Ei când de fapt noi să vă trafic. Nu. Deci când noi nu putem face studiul de trafic. Da, nu că ei fac studiul de trafic, dar ei nu probabil dacă asta se licitează la anul, nu vreți să pune bani. Consiliul Județean va face asta ceva. Va desemna o persoană politică care să facă studiul ăsta de trafic pe tot care la urmă. De așa ceva. Chiar să merg cu oamenii pe traseu. Nu putem să o punem cu zero. Trebuie să o lăsăm cu măcar 1.000 de lei. 1.000 de lei. Dacă o las cu zero, ca și o desfințesc. La totul s-a putut pentru că a existat. Păi nu, stai unea, că avem, avem cofinanțarea la, avem cofinanțarea la, zic, grădiniți 4 cu zero. Dacă spuneți că licitația asta pentru traseu va avea loc la anul ianuarie, nu va avea loc în anul ăsta. Anul ăsta, începând cu ianuarie, să funcționeze traseul probabil, nu? Nu știm mai bine. Da, ideea este că ei trebuie să aibă stații făcute, măcar în acte, adică făcute măsurători de aprobare de la poliția rutieră și tot, ca să poată să implementeze în traseu. Altfel nu le implementează. Fac stații înaintea traseului? Ei trebuie să dacă traseul, răzbați, dacă traseul nu-i viabil, nu-i poți spune, domnule, oricât am încercat, nu l-am găsit viabil. Deci ei au spus așa, tocmai de asta vor să aibă actele pe masă, să vadă dacă, domnule, într-adevăr, sunt aprobările de la poliția rutieră, de la cutare. În momentul în care ei implementează în program stații respective, se le poate implementa. Dacă ei nu le implementează, nu au toate documentațiile... Nu te supăra, dar e nici logic. Nu te supăra. Adică eu dacă nu am un traseu... Domnul primar și doamna secretar, eu poate să avocat, poate așa am înțeles eu din partea asta, că să ceri construirea lor înainte, eu cred că vor veni documentații. Nu neapărat fizic, documentații pentru ei. Cârtiri necesare pentru stațiile respective. Domnule, dar ce stațiile astea, de fapt, sunt niște ziduri? Noi, legat de stațiile astea, ca să facem o documentație, va trebui să le situăm un traseu care nu există în Răzvan. Da. Adică noi nu avem traseu. Îi 119 de lei, îi traseul 13. Deci facem referire la un traseu. Noi nu avem traseu acolo. Doamna Băceanu, vă rog. Eu am informații vis-a-vis de această problemă că se lucrează și vom avea 10 cursi zilnic pe Metalbac și 10 cursi zilnic pe Colină. Părerea mea, și vom avea cât de curând, părerea mea este să lăsăm o stație de autobuz costă în jur de 2.500-3.000 de lei, că nu sunt politic cu aur. Să lăsăm 5.000 de lei pe care ascultați-mă un pic omenești, logic. Dacă eu nu am traseu și mergi microbuzul acolo acum. Cum spun stația, doamne? Vine mai să mă treabă. Vine domnul pe care mă autobuz. Domnul primar, ce spun stația? Lăsăm bani în buget, că eu îi vom folosi când vom avea nevoie. Legat de stații, ca să ne numim, sunt de acord parțial cu domnul primar că ar trebui să avem întâi validat traseul
ca să putem să facem o evidenție. Adică traseul se stabilește în funcție... Să nu provăm banii aceia acolo. Dar sunt pe studiul de trafic. Da. De studiul de trafic. Evidențeanul asta ne-a explicat. Asta încerc să te explic. Dar nu-i logic un pic. Spune și mie unde vom stația aia. Ei au spus în felul următor, domnule, dacă se pot construi stația acolo, fac traseu. Ascult un pic, nu-i logic. Nu-i logic. Ascult un pic, aveți ce să fac. Adică dotez traseu cu stații, nu stațiile cu traseu. Nu fac traseu în funcție de ce stații pun, ci invers. Traseu pe tabacă. Ascult un pic, traseu pe tabacă unde merge? Abar n-am. Până la propunerea. Poftim? Propunerea. A fost o propunere. Păi vezi? Și stația unde o pun? În propunerea respectivă e scris și locul stației. Eu zic stația. Așa, piese, răzbat, este o propunere. Haideți să o lăsăm și să o precizezi. Și dacă îi stabilesc, ascultă-mă, Olea, dar eu nu pot să fac un studiu. Nu putem să faci o documentație decât, de exemplu, am făcut înființare stații de autobuz, construi stații de autobuz pe drumul principal aici, pe Măgura, și pe 119B. Dar m-am referit la traseu, adică este clar că trebuie să ai un traseu, că vrea să-i deservească conturile astea, adică omul stă undeva pe un traseu existent. Mă, nu avem așa ceva. Acum, ca idee, ori să mă apuc să montez niște stații și nu știu, poate din studiul trafic, decideți că, domnule, nu le dează pe loc. Păi doar de aprobări și pe oameni să construiesc după ce se aprobă traseul. Exact. Nu fac traseu. Tocmai asta explic. Ei nu fac traseu dacă noi nu avem aprobări pentru... Nu avem... Adică pe traseu... Deci atunci de trafic ce reflectă? Nu-i logic. Răzvan, nu-i logic. Nu v-aș spus așa în următoare. Ce reflectă studiul de trafic? Bănuiesc că vrea să vadă și să analizeze dacă, într-adevăr, în zona respectivă există potențial. Sunt potențial călători, nu? Domnul primar, vor să vadă dacă au autorizații pentru stații, pentru că acolo autobuzul sau microbuzul trebuie să întoarcă într-o intersecție. Dragule, stația dreptul de stație îl dăm noi. Și l-am dat prin hotărâri. Nu avem o problemă. Dreptul de stație îl dăm noi. Cum am dat, eu știu, am dat pentru 10 stații pe traseul 13 și pentru 5 sau 5 stații pe traseul ăsta. Dreptul de stație îl dăm noi. Consiliul local. Domnul vicer, după ce revine domnul primar, aveți cuvântul. Înțelegeți? Adică nu asta e problemă. N-am terminat, Lucian, nu? N-am terminat. Nu terminat, domnul vicer, pare rău. La capitolul bunuri și servicii, când plecați de acolo și nu era la multe treaba, rămâne 350 de lei. Am calculat și ar trebui o diminuare de 5, da, 350 de lei, 360. Doar o diminuare de 5%. Asta înseamnă că 11 luni sunteți acoperite. Și putem, în luna noiembrie, să vedem exact unde rămân bani și să acoperim oricât este nevoie. Vor mai fi investiții care nu sunt, nu vor fi gata. Siguranță, lista asta nu toate se vor... Dar eu cred că 11 luni sunt absolut suficient acoperite. O să întorc banii de la investiții în funcționare, domnule Berușcă? Nu, nu neapărat la funcționare. Are un cheltuieli, nu, la funcționare. Vă scuzați, am greșit. Alte cheltuieli care nu s-au făcut, vor efectua. Între capitole, dar unde? Nu vă hazardați pe cheltuieli cu lucrurile. Haideți să le prindem, dacă vreți, să le prindem cu zero, cu o sumă mare, să le avem prinsima. Și în condițiile în care găsim soluții, punem așa și facem de acolo. Dar să ne apucăm să omorâm bugetul ăsta, să facem terți acum și să ducem sumele astea și să nu acoperim nici la Duster, să nu acoperim nici la oarea nicăieri și să rămânem cu bugetul. Și să rămânem în luna octombrie, noi să nu avem bani de telefoane, de funcționare, de nimic. Bine, știu că vrem așa cum, dar la idee, dar la idee, nu știm și ce cheltuieli mai confortul și casa acolo. Ce cheltuieli mai confortul și alte investiții care faci, adică... Domnul vicer, aveți mai spus. Vă scuzați. Ați făcut... Domnule președinte, mă doare mâna de când... Nici o problemă. Oameni buni. Deci, hai să lăsăm... Poate trebuie 4 stați, nu 3. Nu se știe cum va fi traseu. Să lăsăm capitolul așa, punem o sumă în modic ca să nu desfințăm. 1000 de lei. 1000 de lei. Da? După aia nu-i mare, nu-i mare filosofie ca să... E 5000 de lei stați. Da? Sună Bristănescu și vine imediat. Exact asta ce vă spuneam, adică să găsim că două stații bani nu e o problemă. Problema e că acum Domnul primar, n-am terminat. Doi, aseară n-am dormit și mă gândeam unde să facem rost de bani pentru așa, ca să știți. Și vă rog să țineți cont. Și de unde chiar acum vorbesc foarte serios.
Avem loturile astea, sunt foarte mulți oameni care au... Sunt foarte mulți oameni care vor să cumpere concesiunile. Haideți să facem un raport de evaluare cu toți, adică tot așa și oamenii care stau în concesiune, nu știu, să cumpere... Care vor. Și facem niște bani ca să nu fie doamna contabilă stresată niciun. Dar eu zic că până atunci, hai să facem rost de bani și după aceea facem șoate. Dar vă rog să țineți cont. Întâi să avem bani, întâi veniturile și după aceea cheltuielile. Așa, corect. Domnul Fici, ați terminat? Doamna secretar dorește să... Apropo de vânzarea terenului, este o idee foarte bună dintr-un anumit punct de vedere. Cu parte din contract ajung la scadență de concesiune, da? Și nu vom mai lua decât impozit pe ele. Proprietatea e noastră, dar nu vom lua decât impozit. Nu și tasa de concesiune. Exact. Și termenul. Așa a fost treia care vreau să concesionez. Nu. Nu poți să iei. Nu are treabă concesionarea, vânzarea, că vor să alții vor să concesioneze. N-au de unde. Deci, vorbiți de cele care au făcut. Ideea e bună, domnul viceprimar, puteți ne-ți ia un proiect de hotărâre. Da, folosiți ideea. Este proiect de hotărâre. Dar s-a mai făcut, domnul viceprimar. Doamna contabil, ca să vă spun, astăzi ați fost un caz nefericit în decembrie, am trecut cu primăria Corgești, nu primit. Dar primăria Măgura anul trecut în decembrie a primit bani pentru funcționare. Da, dar e prima dată în 15 ani. Așa că eu mizez că Dumnezeu ne ajută. Ce spune aici? Din ce-i pus aici, nu putem realiza mare parte din bucurile. Dar chestia e că omul în bucurile ăsta, atunci nu ne rămâne nimic complet. Avem 24 de obiective, încă le mai punem și pe astea. Nu știu, nu vreți să mai terminăm din ele și după aceea să mai propuneți alte? Nu, doamna contabilă. Uitați, de exemplu... Majoritatea sunt lucruri de care noi discutăm de 3-4 ani de zile și tot nu s-au mai trecut la fapt. Am hotărât că pe aceste lucruri trecem la fapte și-i hotărât. Da, dar știți care e problema? Dar poate asfaltarea, dacă se făcea de nu știu ce fond și nu s-a făcut și se face din fonduri proprii, și dați-mi voie să vă spun punctul pe ei. Și atunci trebuie să plătim din banii noștri, da? Și este o lucrare mare. Și o lucrare mare. Ce mai avem? Extindere de gaș aia, tot din banii primării. Acești bani... Oprește-vă. Nu, dar dumneavoastră a spus că aveți perfectă dreptate. Vreau să vă spun așa, pentru finanțarea lucrărilor la investiția mare de drumuri avem nevoie de 29 de miliarde. Corect. Nu ne-am atins nici. Câți bani avem în buget? Câți bani am pus acolo? 22. Păi avem 22 de miliarde. Sunt 7 miliarde. Și voi toți spuneți, va fi rectificare și vom arunca așa cu banii. Așa vom da, peste tot. Unde dăm cu banii? Nu mai terminăm? Lucrarea asta pe armală mai terminăm? Avem de terminat lucrarea pe Armanu, avem semnalizare rutieră de plătit la toate drumurile astea. Adică, băi, avem de făcut de bani pentru lucrările astea. Avem 2 miliarde de jumate pentru extindere țelii de gaz din comuna Măgura, 6,2 km, da? Vorbim de bucățile neprinse în proiectul inițial. De bucățile neprinse, da? Câți bani avem, domnul Beruș? Domnul primar, dar statul... Câți bani avem, domnul Beruș? Că avem 2.400.000 de mama. Domnul primar, dacă faceți dialog cu mine, să știți că am memoria bună. Păi nu, uităm la noi. Noi în Consiliul Local, trecut, că n-am vrut indicatori tehnico-economici pentru înființare rețele de gaze naturale pentru satele Criham și Dealul Mare, vă citesc din cap, dumneavoastră ne-ați spus că ne vom adresa cu acel proiect pe toată comuna. Și nu va rămâne nicio stradă neprinsă. După ce am aprobat valorile, ne-am trezit că până autorizația de construire și lucrarea ține că s-a spus licitații, nu era cu toate străzile. De acord cu dumneavoastră. Am aflat, noi, Consiliul Local, am aflat foarte târziu că anumite străzi nu sunt prinse. Acum dumneavoastră ați venit în Consiliul Local și mai puneți o sumă, mi se pare foarte corect, pentru că și locuitorii din zonele respective
nu au voie să rămână fără gaz când gazul trece și când a venit la poartă. Acum, dumneavoastră, trebuie să explicați corect lucrurile astea. Nu înseamnă că pentru kilometri aia de gaze care nu s-au făcut, banii au dispărut sau s-au cheltuit pe diferența pe pe o cantitate mult mai mică de rețea sau pe o rețea. Doar că ne-ați luat cu politica pașilor în mărunță. Haideți ca să mă așa am spus și un socolos, pe trei bucăți. Am făcut pe trei bucăți. Vreți să vă spun ceva? Eu nu m-am născut primar de la Țâța Mamei. Am ajuns și eu primar ca fiecare. M-am apucat de ce am, de ce am putut. Prima dată m-am apucat să facem la Răzvan pe acolo rețeaua de gaze pentru că aveam prins un studiu de fezabilitate. Există un studiu de timp, da? Și există... Am descoperit că avem licență, marea descoperire, și atunci ne-am apucat de ce? Să facem rețeaua de gaze. Trebuia să nu o facem, am făcut-o. Ulterior am existat speciale stări și funcții de bani. M-am acuzat, bine de da, aici. Eu m-am dus, ascultați-mă. M-am dus la Târgu Mureș, adevărat, cu toate rețelele astea prinse. Așa că te duci la boieră. Bă, nu spui, da, vrei tu, dar vrutul e gratis. Noi nu putem să-ți dăm pe înființare decât atât. Adică îți dăm de aici, ai ieșit de pe Armanul, de la SRM-ul la Târgu, ai ieșit pe Armanul, te duci până statul nou cream, stăm la dreapta. În dealul mare, te duci într-adevăr până sus, după aia, după ce ne-au aprobat, ei s-au gândit. Doamne, totuși trebuie făcută interconectarea și în zona Metalbac cu poarta jitării. Acum, dumneavoastră știți cu Cușbicul, știți cum e. Nu te poți duce la dealul, spune, doamne, eu nu vreau să fac aia, nu vrei să faci aia, nu faci nimic. Adică, despre asta vorbim. Și ne-au aprobat cei 6,2 km sau cât era în prima fază. Eu zic că ar trebui să fim mulțumiți la câtă bătălie și cât chin am avut cu rețeaua asta de a reuși cel mai important lucru, înființarea. Adică să obținem licențe pentru cele două sate pe care nu le aveam. Adică eu nu mi-aș fi dorit să mea să stau un 8 ani din prima clasă. Și un pic de la mare să mai zăm să mai zăm să mai zăm. Vă rog. În ultimul ordin al ANRI, da. Prevede că tot ce înseamnă investiții în rețele de energie, de gaze așa, naturale, așa. Primăriile pot face acea extindere, dar își pot recupera banii în 5 ani de zile. De acord cu dumneavoastră. Pe chestia asta? Păi, din cadrul pe chestia asta, tocmai asta vizează bănuții ăștia. Îi punem, o să luăm bani înapoi în 5 ani de zile adevărat. Dar ei nu reprezintă, noi mai avem nevoie la ora asta de încă 6 km de rețea ca să acoperim tot. Exact. Păi, 6 km de rețea nu costă 2 miliarde de sucuri dacă avem noi acolo. Cu siguranță are scos să mai dat. Domnul Tabar, vă rog. Știți bancul ăla cu Rabin, care eu simt, dumneavoastră aveți dreptate și dumneavoastră aveți dreptate și eu erau și eu am băiat dreptate și dumneavoastră aveți dreptate. Vreau să vă spun în felul următor. Legat de gaz, nu mai ești vreo bani, morți. Da. E doamna acolo, n-am pus să-l deranjez, dar m-am lăsat pe doamna contactă să desfășoare așa. Vreau să vă spun că gazul care este acum, deci noi nu putem înființa alte așa, pentru că așa au venit ordinul de la... până nu este pus în funcțiune până nu este pus în funcțiune ce am făcut noi acum. Că nici eu s-a făcut tot, nu știu, nu mai dezgropa mărți. Problema este cam în august. Nu. E depus documentația la Târgu Mureș. Părerea mea, cu 2-3 săptămâni ar trebui să-și dea acord de oamenii de eu. Până în august nu o să mai fie altele așa, pentru că așa mi s-a spus. Poate aveți alte informații. Dacă este până în august, atunci nu mai este nevoie să... Deci, bani, în august putem, până în august putem face rectificare. Adică acești bani care îi prevedem acum, putem să-i ducem în altă parte, care sunt lucruri, mai, sunt lucruri importante, lucruri mult mai importante. Sau lucruri urgente. Bani, nu înțeleg. Banii care îi punem pentru extinderea... Și să nu mai punem bani la gaze? Nu, punem. Dar zic, acum nu este, până în august mai avem... Eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar voiam să arăt că, de fapt, o eventuală rectificare, cum spuneți dumneavoastră, că în august, după estimarea mea și cred că și a dumneavoastră, dacă ne mișcăm destul de repede, acum că s-au reglementat și cu ANRI-ul și cu Delgazul, și îmi dă voie să facem noi investițiile și să recuperăm bani în 5 ani de zile, până în august ar trebui să le apucăm de proiectare, de toate astea, să ajungem acolo. Da. Ei, atunci când vă face rectificarea, va trebui să acoperim lucrarea asta, va trebui să mai acoperim pe Armanul. Asta vreau să vă arăt. Când nu știu, mai ducem nu știu de unde e, chiar într-o eventuală rectificare, de unde mai ducem bănuții astea? De asta vă invit eu să fim cu bugetul liber de când luăm decizii de astea. Adică să nu ne apucăm să... Doamne, că vreau să... Vrem, și eu vreau. Credeți-mă că și eu mi-l doresc toate astea. Dar nu regăsesc de scurțele.
Pentru toate propunerile astea care sunt. Care nu-s rele, până la urmă. Nu-s rele, dar cu ce? Doamna contabilă. Da. Mai era? De la, o secundă, că nu s-a punctat ceva. La înființare stații de autobuz au fost 10.000, au rămas 1.000. Da. Și 9.000 de lei, urcând înapoi la capitolul 1. Ne-am întors la 350. La 350. Acum sunt 359. Exact. Ar trebui să vă să le sintetizăm. Să le sintetizăm exact obiectivele astea cât pot să fie bani. Nu știu de unde e ați luat, îi luați de așa de aici, De la obiectivul expropierii în zona Colina, unde erau 40.000, s-a defalcat în două. 20.000 s-au dus înapoi la DASTA și s-a completat suma inițială propusă la 90.000 la DASTA. 20.000 s-au dus înapoi la capitolul 1. Da, și se face 350. 350 plus 20 plus 9.000. Plus 9.000. Nu mă faceți să vă dacă. Asta, plus 20 plus 9.000. Eu vă propun la asta. Haideți să mai reveluăm o dată asta. Și vedem cât punem la fiecare. Și după aia luăm bănuții doamna din bani, exact, aliani. Pune, deci luăm atât, deci luăm atât, deci luăm atât. Iau de la Dimundian și spun, dar așa că mai iau, am luat un timp, mai duc la un timp. Eu vă gândesc că nu va reuși să-i mai adunisi. Îi spun la propunerea asta, plecăm de aici, vă rugăm. Hai, dar să luăm de 59 să plecăm, să nu mai luăm încă o dată, da? Hai să luăm invers. Hai să luăm la necesar. Hai comanda la minoria, pentru că înființare pe o stație de autobuz. 1.000 de lei, da? 1.000 de lei. Bun. Expropierii astea au dispărut. Au dispărut, dați-o jos. Da, acțiune de reducere a câinilor bagabos, 50.000. Rămân 50.000 astea? Da. Unde aveam plus doamne? De unde îi luăm? De unde îi luăm? Dar unde aveam plus doamne? Copii. Unde aveam plus? Noi am spus la început primatul de unde îi luăm. O luăm de ea, de la început? Da. Noi am avut plus doamne banii astea. A, de la oarele. Îi luați de acolo, de unde am avut plus doamne publică mai avem. Unde am avut noi strins? Că am plus doamne ca să noi avem un post. Am zis că o să luăm din 51. Atunci ce luați dumneavoastră din ea mea scurtă? Era bine, obiectivul găsită sursa. Haideți să ne bifăm acum ca să încheiem. Bun. Haideți să ne oprim aici. De unde luăm 50 din ei și punem la căței? De la apa, de la... Da, dar v-am auzit. Cățeile ăștia nu sunt o investiție, domnilor. Ca să spunem cât trecem aici. Când o să fie, dacă faci... Unde ați avut dumneavoastră? Dar nu ați un punct sensibil. Și dumneavoastră nu știți că nu cunoașteți istoricul comunei. Da. Copiii, nor de 7 ani, în fața casei mele, țipa în gură de șapte bani la câini. Și nu numai în fața casei mele. Da. E o problemă pe care trebuie să o rezolvăm neapărat. De ani de zile ne confruntăm cu problema asta, atac oamenii pe stradă, ne dând haide de câte 7-8 câini. Da. Da. Nu putem să mai tolerăm situația asta. Unde sunt mai mulți, v-ați gândit că ăștia pot fi și castrați? Păi asta vreau. Ca să nu mai am vreau. Noi nu vrem să-i omorăm, nu vrem să-i dăm. Să-i luăm o firmă specializată, să-i ia, să-i sterilizeze, le dă drumul înapoi. După aia să-i spun așa. Astfel de cheltuială nu le pune investiții ca să fie exemplificată clar. Aia vreau să spună, nu că nu ar trebui făcut. Deci, locuitorii... Trebuie să ajungă să se inventarieze, să iau pe rând... Haideți să ne oprim așa. Să se stabilim sumele acum. Oleacă, unde i-ați avut dumneavoastră prins ca să cheltuiau? În 51.20.01.09. Creați un capitol aici din banii care avem destinați acolo, trageți deoparte 50.000 de lei pentru câini. 97. Adică să vadă clar. Da, înțelegeți? Să da. Spun? Da, pe un articol bugetar trebuie pus. Pe un articol bugetar, da. Pot, că nu e investiții, dar să-l pun ca și obiectiv de investiții. Și ce articol bugetar, dar ideal ar fi tot din banii care avem. Noi ce am avut acolo, prin cheltuieli cu funcționarea. Păi, 51.02.20. Hai, 20, în capitolul de care ok. Lăsați 370. Și luăm 50 și ducem la cum e zibilitul după aia. E bine? Da. E bine asta? Da. Da. Bun. Bun. De aici punem 50.000 la pe un articol bugetar, păi. Așa. Dacă nu o să facă... Sterilizare, care să azi vedem cum o denumim, dar să care găsi acolo, da? Deci, da. Bun. Așa. Dăm jos pe ăsta. Este de supraveghere cu camere. Cu camere, doar asta este investiții. Nu știu, noi avem investiția de bază. Trebuie să o... Cred că tot investiția de bază.
Să știți de ce reparația asta ai făcut dumneavoastră sau la sediul primăriei, le-a spus funcționale. Reparații, da, dar astea apar alte obiecte noi. Nu e investiție. Nu, dar pe unde vreți dumneavoastră să puneți aveți trase cu camere de luat vedere? Da, da, da. Investiții care și atunci ce faceți? Cumpărați niște camere de luat vedere care costă până în 2500 de lei? Camera. Nu, mai puțin. E mai mult? Mai puțin. Atunci este obiect de inventar. Este obiectiv de inventar. Și nu facem obiectiv de investiții, sunt obiectiv de inventar, exact, sunt funcționale. Nu este contează. Nu, dar nu exemplificați-o clar, ca să nu aibă probleme, zic, domnule, am vreun lucru asta, capitolul care credeți voi să putem să-l bugeți, să-l bugeți acolo. Noi spunem ce este. Să trageți deoparte din suma totală, ați tras de niuță 15.000 ăsta. Cel mai bine. Ca să nu existe, domnule, doamna secretar, eu chiar nu doresc. Doamna contabilă, am referit la facturi ca să înțelegi la procedură, la... Unde identificați dumneavoastră capitolul aici, în tabelul, în partea la denumire indicator, cum ați spus aici, știți, în paranteză ceva, să introduceți în paranteză atâta pentru aia, m-ați înțeles? Da. Da. Există de sistem supravegherea. Deci, am înțeles, o să punem 15.000 de lei ăstea, aici, la 700220, locuinții, servicii, dezvoltare publică, bunuri și servicii. Așa, avem articolul bugetar 20.05.30, obiectiv. În paranteză. Chestea. 245. Trageți jos deoparte, liniuță și puneți 15.000. Completare. Completare la anexa 1. Așa. Există de sistem supravegherea. Și o lăsăm așa. E bun. Obiect, ce sunt camere de luat vedere, da? E sistemul supraveghere, da. Bun. Achiziții și amplasare bariere electronice pentru limitarea de acces în curtea primăriei. Astea sunt tot pe cheltuieli. 100 de milioane e o cheltuială de 3.500 de euro. Tot acolo. Asta am. Achiziții și amplasare bariere... Tot aici ar trebui scrie. Tot acolo. Tot aia ce ar trebui să fie. La 70? Da. Nu investiții. Este o lucrare. O lucrare, da. E îmbunătățire. Da. Lucrări de remediere. Nu, asta, ăștia 10.000 de lei, cred că o să-i punem la 51 aici, la funcționare, pentru că... Poliția acolo. Și dar este la autorității executive. Trebuie să fie acolo, corect. Mail amendamentul format electronic, eu să-l dau doamnei contabil. Poate să lucreze până la sfârșitul ședinței. Dar eu trebuie să lucrez cu bugetul noi ci stingi în deci ai trece acolo. 10.000, da, da, da. Durează corect. Da. Da. Vedeți că e mult părerea mea că nu 10.000 la barieră. Nu, no, l-am calculat. Dacă crede mai mult, dacă e 5.000, 3.500 de lei, am văzut eu barieră, pun 5.000. Dar e 5.000 la 10.000. Da? Pune 5.000. Pune 5.000. Pune 5.000. Și ar trebui să fie suficient. Deci am dat achiziția plasare bani electronică. Pune 5.000. Vede, bă, eu zic nu. Bă, dacă e 3.500, ne-am uitat și noi. Bun, adică am rezolvat și asta și o să luăm de aici la 51 de la funcționare. Deci separat și preces bani. Bariere 50.000 pentru câine. Aici la funcționare. Remediere, drumul asfalt pe Valea Mărgurii. Le-ați numărat? Le-ați numărat? Sunt 18 și 18, cred. Păi și dacă e 1 milion bucată, a spus 150 de milioane. Ce canalul? Canalul ăla. Acolo nu știu ce de sub. Care canal? Unde? Canalul ăla de la Lucian, la fântână. Unde o plată asfalt. Dar facem serviciul de gospodărie. Nu, nu, nu. Am vorbit cu domnul asfaltagiu care lucrează la noi și a venit domnul inginer să uita. Când vine să asfalteze ama, nu vine, taie, decupează, rezolvă și îl face. Eu zic, n-are nici gospodă. Atunci... Pentru că firma care a executat acolo în insolvență, n-are. 5.000 lăsați, tot la fel. Nu, dacă îmi permiteți. 5.000. Ce rămas de aici, stați o secundă. Tot am vorbit de contea de acolo la prezentul de primar, nu se restrău. Păi nu, că pe astea le stingem pe rând și după aceea vorbim strict de codețul ăla acolo și vedem. Pentru achiziționare materiale la contea, mă dipende și acolo. Puneți 5.000 de aici. Unde la... La lucrurile alea sunt cu picoarea măgurii aici. Doar discuții, stii. Stați așa un pic cu doamna, așa dăm de aici și unde îi ducem? Îi ducem pe aici undeva. Aici, tot la 70, că e... Ducem la drumul, îi ducem, da? Nu, 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 la 70.02, locuiții dezvoltare publică. Bun. Da, da, da. Comunale. Da, la comune.
Da, locuințe, servicii de dotare. Așa, mai pus aici pentru camerele de luat vedere, da? Tot acolo, da. Așa, și mai punem tot aici. Aici cu microrețeaua de la Pirano. Aici. S-a transformat în 5.000, a spus 5.000 pentru parcele aia. Noi am fost împreună în bărții cu părții. Biscuiții aia, ricolele. Deci, pot da ține... Cât ați spus că plasă? 5.000, e jur de 100 de lei mâna. 60.000, nu? 60.000, propunerea lui Sorin Dăscălescu pentru pot la ține, da? Haideți să vedem astea, să vedem liniștit cu astea și după aia vedem exact un toate unui om și chiar, da? Închideți capitolul ăla. Da, pace, da. Bun, în fiecare ne ducem la cultură și religii și mai ducem 10.000, o să de acolo ținem 10.000, ce da? Pentru muzeul sapului să înființăm, vedeți crescut, da? La propunerea mea, privind condiționarea de sumele pentru externe. Ăștia rămân 10.000 aici. De unde luăm, atenție un pic, de unde luăm să ducem... De unde luăm să ducem la cultură și religii, trebuie să luăm 10.000 de lei, să ducem la cultură și religii pentru... Înființare muzeul. Asta este un obiect de investiții. Da, este un obiect de investiții. Eu știu. Da. Da. Okay. E un proiect. Este un proiect necesar. Da, da, da. Haideți să-i puneți 10.000 să ne gândim de unde îi luăm, doamnă. Unde... Doamna contabil, vă rog, propuneți dumneavoastră, că știți exact cum e bugetul. Gândiți-vă că asta, după aia dacă propunem, noi o să facem haos. Da, nu, așa este. Eu nu am trebuit. Eu nu știu. Luați-le o investiție de undeva. 10.000 de investiții. Iau de la bază, e bine. Nu, nu, așa e. Adică luăm din ce avem. Deci exact ce vă spun eu, pentru că nu avem nicăieri complet, 100%. De la una de documentații, de la... Din funcționare, de unde? Sau de funcționare? Protecția mediului. Luați la mediul 1000. Dar nu, primar. Și așa, de la 550, am spus că o să rămână până aici. Da. Hai, duceți-vă și voi, nu zi vedeți. De la 550, adică tot am scăzut, am scăzut. Nu te mai uita la asta, că noi ne lucrăm pe buget. Și aici nu m-am distins. De la unde ne-am scăzut ceva. Asta rămâne, asta rămâne. Nu, 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 rămâne pe bugetul, doamna contabilă. Și acum, pe ce aria, trăiem sub capitolele astea exact cum este. Dacă rămânem pe bugetul de trecut, de anul trecut, la Ordine Publică de Siguranță Națională, ne încadrăm perfect. Stai așa un pic. Să luăm la ordine public situația la ceva de 10.000. Nu, pentru că toți suntem de la 67, luăm cât ați spus? Ați luat la 10.000. Nu vreți să luăm de la 59 de la susținerea cutelor? Nu. Din același capitol. Dar acolo trebuie să-i ducem. Așa să-i luăm de la... Nu. Luați-i de la 61.020, că noi ne-a atins, aparem. Ia să vedem, domnule, cum ne-a atins. Ne-a atins în momentul de față, că banii s-au întors înapoi și acum aia. Asta e propunerea lor. Vedeți pe bugetul dumneavoastră, da. Deci, momentan, da, dar aveți aici propunerea, aveți propunerea și sunt idei, da. Dacă s-o putut lua de la 51.020, se poate lua și de la 61.020. Domnule, hai, să luăm de acolo. Da. Ia să vedem. Deci, obiectiv de investiții și punem 10.000 de lei, da? 10.000, da. Da. Deci, rămâne cu o vorbire. Și vă că de acolo să luați mai mult. Nu, nu. Că rămână oamenii de acolo fără salarii. 61.02, da? 10. Și oricare inflațare indicatoare. Și dacă rămân fără salarii, ce să fie? Ei, nu știu, domnul Talal, dacă dumneavoastră vineți la servici fără bani. Ah, dar vorbim de ordine public. Bun, mai care inflațare indicatoare nu te ieri, da? Da, așa e foarte important. E foarte important. 18.000 nu-i mult? La ce? Nu știu, mai este când a fost amacat. Poate aveți experiență. Doar dacă vreți să faci, da, spune, nu. Domnul așa, nu luați în calcul zona dintre fiii, lăgășii, potori. Nu, pe vale... Luăm în calcul de vale, unde deja au fost două accidente cu mașinile de... cu camul ăsta. Așa. O bărberit o mașină, și că una i-a rupt, pentru că merg cu viteză foarte mare, drumul este îngust. E ca un tot își primi asta, mă gândeam. Poate e mult tot își primi. Dacă dumneavoastră aveți experiență, cam cât ar costa? Nu e mult, doamnă prima. Aveți o consumă. Asta e și sunt 10-12. Adam Imprăiescu trebuie marcat. Nu poți să pun dusurile. Da, îmi dați voie că eu... Drumul pe vale trebuie marcat. S-au șters marcajele. Mai ales trece de pietuni, nu mai există. Vorbiți și marcajele logice de lale? Poți să pun.
Marcaje pe întreaga suprafață, întreaga lungimea drumului. Marcajul longitudinal, unde da? Nu stopuri pe și indicatoare. Și indicatoare lipsește. Lăsați așa atunci. Nu zice, deși dacă se descrezi cu compensația, să fie mai mult decât dumneavoastră. Deși dacă vrem marcaje longitudinale, cred că nu o să fie. Haideți să nu ia cu zădama să ia pe care cu traseului. Să grăbesc, nu merg, uite, să poate mai zic, să trebuie să ajungă la fix, la 6 jumate, la autogare și înapoi. Traseul e aglomerat, cunoașteți traficul. Da. Ar trebui din partea cetățenilor, înțelepciune, și oprească să treacă autobuzul. Da, și chiar dacă opriți și oraș, că mașina? Păi și... Da, hai, pune-mi o tășpune. Eu când trec, eu mă opresc. Dar să mă opresc, mă opresc. Opresc, odată mă opresc și șanț. Mai să-i fixi nici focul să-l viață. 18.000 de unde-i pune. Da, mai apătate. Haideți, nu 18, 17.000, să-i luăm și cu 10.000 de la 6102.10. 7.000 cu 10.000 sau... O, să mai de acolo. Nu mai un pic să... Acum 10.000 pentru muzeul Tătaru. Și mai am și de 227, am luat 10.000. Așa, 27.000. Da, 27.000. Da, 27.000. Da, e bine. Rămân aici. E bine. Și atât rămân... E bine, așa. Mulțumim de toată lumea. Da. Eu vreau să vă spun că trebuie limitatoare de viteză la școli. 7.000. În capitolul ăsta trebuie... Adică nu numai marcaj. Vă vedea, poate mai prin urbani. Mai prin urbani. Dar scrie aici, scrie aici. Am plasat indicatoare și opritoare rutier. Exact. Dar asta îmi trebuie cu acolo cu poliție și de-am plasat. Ba da, bun. Hai acum să vedem ce facem cu podul Dăscălescu. O secundă. Mai sunt două discuții. Podul Arsenie și Bănuți pentru proiectul cu școala de numărul 2. Da. Da. Trebuie să punem Bănuți. Ambele sunt... Podul nu știu de investiții, dar... Vă spune da. Sume modice. Da. Atenție, dacă haideți să facem banii ăla. O să punem niște sume modice, o sumă modică acolo. Aici, la Dăscălescu, pornesc că vezi bani, efectiv. Acolo discutăm de a fi sau a nu fi. Adică avem proiectul finanțat sau nu avem. Cu acordul dumneavoastră o să facem un contract cu banii ăla. Găsim o firmă care spune, domnule, dacă eu îți câștig proiectul ăsta la tot, la finanțat, îmi dai bănuții ăsta. Corect. La început îmi dai banii ăstea, nu reușesc, că nu scrie nimeni munți de hârtii și nu pune o armată de oameni pe drum, doar ca să se facă un contract cu zero la început. Mă scuzați, în prima fază, da. Trebuie expertiză tehnică care este reglementată prin ghid, este 10.000 de lei, da. Audit energetic, auditul energetic din auditor este 4.000 de lei reglementată, ai un studiu topul pentru că trebuie un RDV-ul al clădirii care este minim 2.000 de lei, și un studiu geo-ului vreo 2.000 de lei. Asta sunt cheltuieli obligatorii. Ca să poți să vezi. Da. Dacă te... dacă faci puntajul, să te califici mai departe. Dacă din expertiza tehnică și din auditul energetic spune că, da, domnule, îndeplinești puntajul, îi dai drumul și faci daliu, SF-ul. Da. Și apoi, în SF, se depune daliu-ul la finanțator, să îndeplinești un puntaj prin acel daliu și vezi dacă obții sau nu finanțare. Pe lângă astea, care țin totuși de partea de proiectare și de așa, este și o firmă de consultanță care o să-i spui, domnule, cât te costă? 30.000 de lei, îți dau 5.000 de lei acum asta, 10.000 acum asta, la depunere, restul banul se dă după ce ți-ai finanțat. Ca idee, va trebui să vindem banul ursul din pădure. Punem 25.000 acolo. Va trebui să punem, nu, e 20.000. Să punem 20.000, îl înființăm așa cum l-am trimis dumneavoastră pe WhatsApp obiectiv. Vor petrece în subsolul, aici, ultima, pe ultima poziție, da? O să treceți exact ce v-am trimis eu pe WhatsApp. E primit de la un consultant care o încadrează exact investiția noastră în ghidul de finanțare. Adică trebuie să spun exact pe ghidul de finanțare, da? Poftiți? Cum se cheamă care? Stați că e complicat ca idee. Ce cu școli. 65. E la 65, da? Stați un pic, mai recitesc o dată. Dar trimiteți tu așa, pasamnă. Eu l-am trimis, doamne. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala gimnazială Emil Brăscu, numărul 2 Măgura. Nu am văzut să facă, da? Așa va fi denumită investiția. Cred că contractul s-o face din maniera asta. Domnule, atâta bani avem. Dacă te-ai prins în situația asta, vei primi banii dacă ai... Sau cu rată de succes, cum zici. Ai succes, îți dă bani. O să-ți dă bani pentru... Prin ghid, scrie clar. Consultanța este 5%.
Daliu proiectare este 5%, pe lângă celelalte chestii. Da. Și firmele respective la o dată de fiecare. Astea sunt la foale nu avem voie să-l depășim. Da, alea sunt cheltuielile eligibile de la finanțator. Adică, da. Domnule, ai voie 5% consultanță, ai voie 5% daliu și proiectare. Dacă găsim la 4%, la 3%, e ghișeful. S-a de discuții, da. Da? Procedăm în maniera asta? Da. De acord, da? Da. Bun. Hai să vedem cum facem cu Sorin, că aici e mai complicat un pic. Cu grupul de evaluații pentru... Era un belic evaluație. Cum? Deci eu peria, băi, 60.000 scăzusem noi din următoarea care nu s-au mai luat. Păi nici eu peria și eu cam dus stânga, dreapta ce-a fost mai mare sau mai mult. Deci acum trebuie să identificăm exact de unde să luăm suma. Da, să luăm grăbatul. Cât ar trebui acolo? Doamna contabilă, dacă îmi puteți ajuta... Noi am zis atunci 60.000, doamna contabilă. Vai, domnul Gheorghe, nu trebuie să-i scoatem. Am trebuit să-i scoatem. Fi fost, dar dacă chiar i-ați avut prins și chiar au fost în buget, s-au dus în excedent. S-au folosit în alt scop anul ăsta, adică... Da, adică, da, ei s-au redistribuit. Exact. Domn primar, sunteți de acord să-i luăm tot de la drumuri? Nu. Nu, nu de la drumuri, dar facem scutarea... Aici, după devizul general, posibilitate, totuși. Scrie tare. Atenție, acolo avem de, achiziționat terenul din banii aia. A, da, avem proiectul ăla. Proiectul care urmează acum, unde trebuie să vă dați pe așa acordul pentru... Cum îi zici tu, pentru evaluare. Mai avem două. Dar de la PUG și inventar, și actualizare inventar, putem lua ceva? La PUG? Nu. Dar chiar trebuie să... La punct de vedere este în urmă tare. Da, suntem în urmă tare. Chiar să terminăm. Suntem în urmă, dar trebuie să terminăm punctul. Cred că în două ani. Acum ar trebui să votați postul, da? Cu tot respectul. Deci, mă, nu vă spuneți. Dar, cu tot respectul. Eu consider că punctul mai necesar decât indicatoare, bariera și ce-am dat de dată. Deci, eu, da. Apreciez eu, oricum. Domnul Dăstulescu, da. Hai să găsim o soluție. Eu tot deschiderea a făcut, sunt așa. Da. Uitați-vă mai la dreapta mea puțin. Nu, de atâția bani. Zici tu, am dat, mi-am dat cu aia. Haideți să vedem de unde luăm. Cum facem? Măcar o parte din ei se prind. Măcar 30.000 și restul mai rectificat. Dacă mai portat... Păi nu știu, mergeți pe proiect, mergeți pe reparații, nu știu. Nu știu sigur cum să mergem acolo. Și să vă împărtășesc și dumneavoastră. Avem podul de la Arsenii care este un mare pericol. Deci nu, nu neapărat că domnul Dăstulescu acolo. Este cel mai acolo, dacă mai vine o viitură acolo, efectiv, efectiv îl spulbe. Adică trebuie să ne gândim când ne-ar costa să-i facem casa la omul ăla. Sau să facem podul ăsta. Ideea este așa. Aș avansa o propunere către... Aș avansa o propunere către doamna Arsenie. Poate să gândește să ne-l doneze nou, că nu cred că, dorește să aibă în, patrimoniu propriu un pod, neapărat să-l aibă dumneavoastră aici. Deci documentația e făcută de ea, proiectul, disorție, dumneavoastră, proiectul tot, execuția tot e făcut acolo. Și atunci să avansez o idee către dumneavoastră, să măsurăm ce presupune acolo, poate nu-l donează nou, podul cu tot, cu terenul la terenul, care este tot terenul ei. Deci se pleacă, podul are, pe ambele laturi are proprietatea afară de Arsenii. Pleacă din proprietatea lui Arsenii, ajunge proprietatea lui Arsenii. Ei, dacă dumneavoastră are să ne doneze, atunci devine domeniul public. Noi identificăm ca pod și îl punem ca pod în domeniul public și putem să intervenim astfel să le reparăm. Ca să nu se mai numească acum, este apoi să faci o documentație pentru un pod, e nebunii curate, vă dați seama, api români, api români și tot felul de... tot felul, și proiectul sine care dispune de... Dar și așa, domnul primar, tot de asta e procedura, adică... Și cred că atunci cel mai bine așa. Să facem în față, știu, notar, documentație, evaluare, dacă iese... Haideți să găsim un 30.000 de lei și după aia să completăm cu suma care este necesară, nu cred că fac păsă. Dar haideți să prindem totul undeva. De unde, domnul primar, de unde? Nu știu. Nu știu.
Ai luat la Pindu, deci de la parohială, era 57. Nu, aici am văzut să revenim așa la discuții cu parohiile. Eu vă invit să gândiți bine. Gândiți bine, nu are rost. Nu las tu pe bobiță 5 minute plus sau 1 minute, credeți. Dar eu nu ați luat. Atât sunt eu. Bun, de unde să luăm? Haideți, doamnă, găsiți o soluție. Da. Haideți, sune, vedeți. Nu mai iau, că e atât de strâns și am dat atâtea ori, am intrat și am modificat, chiar nu știu. Aici, la urmă, crezi, trebuie urgență, ce se luăm. Dar ai cu ce niu, cu oameni în toate lumea astea, că trebuie să luăm. La 51.02 sau 61.02? 51? 02. De unde? 10. Nu. 20. Nu, că nu vine nimeni degeaba la serviciu. Vă rog să mă credeți. Și am luat 20.000 pentru bursii și de acolo... Dar aici sunt sumele pe totul. Haideți, doamna, să trezesc eu sub rotundă. Nu, domnul primar, dar vine cineva la... Dumneavoastră veniți degeaba la serviciu, dar nu ne ajung banii. Dacă nu ne dau, eu părerea mea... Nu, ascultați-mă. Eu, după părerea mea, cum vom găsi, ferească Dumnezeu, da, deci poate 50.000 de lei să puneți acoperimă. Nu. An de an să făcut. Cred că ar trebui cel mai bine să luăm de acolo, ca să nu umblăm la investiții. Exact. Luăm 30.000 și rămânem cu bifa pusă, că am luat 50.000 de acolo și la prima rectificare... Deci, va trebui la unde asta acoperim. Și suntem de acolo, la rectificare cu 20 să completăm. Fără 30.000 de acolo. Fără discuții. Revin asupra discuției cu parohiile. Țineți neapărat la împărțirea asta dumneavoastră, eu cred bine. Sincer, mai bine. Mai bine că jumătate din lucrurile pe care am putut să le modificăm. Nu ajută pe preotul la rezultat 20.000. Haideți să vedem, domnul primar, dați-mi voie să domnul președinte. Iar ce pot să fie la pod? După răzbat, Mihai. Podul cu seama? Lăduț. Răzvan. O chestie care vă spun. Știți că o parte din consilieri au zis că nu vor să dea niciun ban la biserică, nu o să dau nume, fiecare știe. Și noi am zis, doamne, măcar sumele astea să duc acolo. Dacă ele așa au fost distribuite și pe bugetul public care a fost publicat pentru dezbatere pe site-ul primăriei, la fel am văzut de falcările, și am spune, lăsați banii acolo și împărțiți cum credeți de cuvință fiecare pe zone respective, cine ce stă să. Și într-adevăr, așa s-au considerat, pe fiecare, deci nu există rea voință sau că nu vrem sau că... Vă spun, și noi totuși, hai să dăm banii respectiv. Că nu, cu parte din poliție, să spun, nu sunt nicio. Mihai Piper, te rog. Eu aici susțin cu tărie, pentru că pentru la noi acolo la Crihan, părintele de fiecare dată Crihanul, totdeauna o rămas fulgă. Și asta să se vede. Adică domnul primar, domnul părinte din Trivii, din din totdeauna el a fost, domnul Vigoraș, din totdeauna dânsului s-a dat bani că a construit. Dar trebuie să vă gândiți și Crihanul, da, în ce condiții stau acolo. Adică n-are absolut nimic. Drumul acum care este, l-ați spus dumneavoastră așa, știți că s-a făcut mai mult din partea primăriei drumul. Ok, nu zic nimic. Dar băbuțele și toată lumea care, acum știți cum urc acolo, știți procedura, că da, se da. Foarte complicată. Adică, haideți să înțelegem un picuț și oamenii din partea asta la adică, eu înțeleg că toată lumea și am fost de acord cu toată lumea, Eu vă înțeleg. V-am spus care e singurul criteriu la care am ținut întotdeauna și pentru care am decis să punem o sumă mai mare întotdeauna de 10.000. Domnul primar, mă scuzați că de acord cu fiecare dată s-a pus la domnul Grigoraș, haideți să fim... Dar nu putem spune că la Crihan n-am fost aproape tot timpul. Am pus în fiecare așa acolo. E adevărat. Că nu în egală măsură până zeșeia. Deci eu am fost nu neapărat favorizat. O primit întotdeauna... Nu. O primit întotdeauna o sumă mai mare pentru că construiești, construcții mari acolo... Și atunci hai să arătăm și pe partea asta de prima, că doar aveți acum... Decizia este luată, deci nu pot să te vedeți. Eu nu am nicio problemă, dacă vrea să consideri așa, să așa. Eu așa consider în funcție de drum cu dării și susțin. Decizia mea... Deci aveți așa, 60.000 la biserica de ziua luare. Da. Da.
Deci ne-ar trebui 50.000, 45 cu 5 avize. Dacă vrea 60.000, pun 60.000. 50.000 la Biserica Creal, 20 și 20. E îndestulător pentru Vasilică la Sorbă la acolo? Nu e îndestulător, vă dați seama. Vă dați seama la acolo. Dați-i 25 de Vasilică și 55 de Bobiș. Băi, sunt parul hirat, să ține mai trebuie. Băi, au fi primarul ăsta, nu țin nicolul lui. Dar eu țin cu dreptate, vedeți. De acum, domnul primar, eu n-am luat de față. Vedeți că nu mai folosiți 60, vă are voi de 50. Lăsăm 50. 25 cu 25. Da, dați-i 25 cu 25. 25 cu 25. 25 la 100. Deci aveți să fie măcar sunt omul ăsta. Deci credeți mă la rădășii 20.000 lei. Nu-i țin partii preotul ăla deloc sau la locul preotului. Așa ce faci cu 20.000 de lei? Nu mă dați dreptate. Ideea a fost următoarea. Cu siguranță ne mai repetăm cu Domnul, cu Sfinția sa. Ideea a fost următoarea. Îndeamnare și este o problemă biserica. În Crihar este o mare problemă drumul. De asta sunt aceste două biserici cu bani mai mulți. Domnul Părintele Grigoraș, da. Acolo este o biserică. Este și o capelă. Deocamdată are unde sluji. Construcția asta nu face. Dumnezeu mai autofinanțează. Eu sunt de acord că împreună cu Părintele am purcet acolo ăla. Eu vă spun sincer că la Crihar... Eu l-am privat, n-am îndrăznit să urc cu mașina. L-am ajutat cum am putut și am făcut. L-am ajutat cum pun un stadiu ăsta. Și bine. Nu trebuie să fie adevăr făcut din investiția acolo. Dumnezeu trebuie să rezolvi un pic cu partea juridică. Și vom vedea, vă să mai avem și constructorul ăla. Nu, poate să mă ajute și eu. Dar ce așa, ca să credeți dumneavoastră că s-o ajut situația, eu cam așa. Cum rămâne la biserică ca să știți? Rămâne 25 la Somotol, 25 la Răzășii. 50 și 50. Și 50 și 50. Măcar din părțile astea, da, 60 acolo. E ok. Părintele, 25 sau 20 și 50. Din partea noastră și am văzut la moment să facă și investiția de nevoie. Dar fi în vot, dar o să fie. Da, da, da. 50. Da, ajută și din partea asta. Vreți să ridică. Dar nu mai pot să mai ceară, ba, dacă domnul primar. Domnul primar. Da, aici asta. Aici nu. Da, nu am nimic cu potriva. Eu v-am spus că ai criteriul pe care merg drum. Păi, mă, e o construcție, mă, e o reparație. Există posibilitatea și în cursul acestui an să mai facă rectificări, controle de rechis sau cealaltă, în funcție de momentul. Păi, dată cursul anului și într-o parte și una, tot pe nevoie. Cu părintele, mai revedem de traseu. Suntem de revedem sănătoși cu toți patru, cu toți dintre ei. Acum avem lupta noastră aici, a spus, cu părintele Bobiță, cu proiectul ăsta. Asta e primordial. Pe care eu cred că v-aș reuși. Da. O să, vreau să adresez o întrebare, nu știu dacă mai era cineva cu întrebări de adresat. La lucrări de primă urgență de reabilitare drumului din comuna Mură, domnul primar, da. 550.000 de lei. E vorba de proiecte de asfaltare cu Compania Națională de Investiții, da. E vorba de cele 10 străzi în primă urgență, da? Da. Mi puteți spune în ce stadiu ne aflăm și cam care e orizontul de așteptare în timp până să vor face aceste lucrări? Donuții ăștia tocmai asta vrea să facă, să reduc perioada de timp de așteptare. Păi nu, am vrut să știi da. Toți colegi. Cheltuieli da. Eligibile, nu? Nu. Nu. E pe terasă. Îți faci de ajută. Adică am văzut că trebuie să stăm înaintea multora care nu se finanțează. Sunt variante așa. Ce ne o spune? Domnule, îți facem noi licitația cu tot cu... Proiectenii și execuții. Proiectenii și execuții. Când va fi? Conform de vizită, adică, el nu e în etapă. El nu e în etapă esențială. Nu da. Ai pe terasă, ai deja detalii, tot ai tot pus la punct. E într-adevăr, dacă uitați acolo, indicatorul este cam mare, dar trebuiește înțeles că sunt drumuri. În primul urgență, așa, cu drumuri de bandă, de obicei, și are acces pentru fiecare. Deci, rigorii pus accesul la fiecare locuință. Deci toată zona asta, podeții construite pentru fiecare locuință, pentru fiecare proprietate. Ca și timp, când trebuie să va începe lucrarea propriu-zis? Eu cred după mine așa cu toate, cred că în toamnă avem toate datele complete. Maxim, în toamnă, maxim.
Mai am o întrebare. Nu se pot întrebări. La obiect, aveați listea la Sintor și Sobodor și Sobodor. Trebuie să și Corhana, să înțeleg? Ce da, da. Corhana. E prinsă, nu? Da. Că am văzut Sobodor, Sobodor, dar nu știu. Da, am venit la mă băieți. Am văzut foarte bine cu oameni și am... Am uitat. Am trecut pe care și răpusul de-a pus pe gult, da? Păi Sobodor, Sobodor. Îi Valea Măguri, îi Sobodor cu două... Valea Măguri până la Adam. E trei ori. Până la Ghiț, Adam în poartă. Avem Corhana, deci strada Sobodol toată, începând de la Unica Ferenț până la Ticu Dumitrașcu. Avem strada Mișcului, începând de la Vașiloiu Ionel până la Nicolae Moise. Strada Vâncelii toată, de la drumul Județean până la biserica, până la casa parohială la, la Sobodol. Strada, strada Școlii la Crivan, da. Cea care pe lângă școală merge până se unește cu Armanul jos. Avem strada Șipoti și strada, mai e una, Arinului și Negelului. Zefirului, Negelului și avem și dealul mare Învățători Uncescu. Uncescu, da. Nu avem Ferrari loc pe dealul mare. Cum îi distribuie de cele trei Valea Măgurii? Poftesc? Știu că două sunt împărțite până la pod la Anunțu și după aia de la pod încolo. Și a treia? Însă, nu, avem trei documentații cadastrale. Ei de la Unica Ferenț până la pod. Okay. De la pod până la... Trecerea prin apă, la trecerea prin vada acolo și de acolo mai este în vada. E acolo vine podul ăla din care tot din partea mea de-a fost. Marco, Adrian, ce rog. Ce se întâmplă cu trăzi în care nu au utilități? Bună întrebare. Da. Dă-o vezi pe WhatsApp. De unii pune bani. De unii pune bani aici, la crește eficiență ce ai. La școală? Da. Am zis că poate putea costa Mirea. Până la 100 de metri, dar aici, cât 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 aici, am zis 40 de mii pune. Așa era tot aici. 20, 20, 20. 20, 20. De unde e? Vă rog, atât, da. O pe catalog? Nu, nu, nu. Eu cred că ați umblat prin primărie, ați și spus mai înainte. Știți că sunt primării mai sărace decât Măcura și au o mașină sau două de-astea, da? Nu știu lucrul ăsta, da? Deci nu. Eu n-am ce ubi. Au două mașini mini și ar fi de-astea sau nu? Da. Mai că mai... Da, nu. Adică, nu știu ce să spun. Acum sunt tot felul de tehnologii moderne, care bagă și canalizări de rigole, bagă, adică... Eu zic, dragă Dumnezeu, să vedem în țara. Și apoi vine proiectul de poim cu apă și canal. Vă rog, ce terenul, la formă inițială, trebuie să fie. Păi și la proiect, sunt proiect cu cantități, în listă de cantități? La cine la proiect? Da, au diversi de prevoști, la suma aia de înseamnă. 15% diversi, da, cam așa e. Da? Și de diversi și ne înseamnă că de capare. Noi am discutat lucrul ăsta și pe armanul, știți pe armanul. Atât de tare m-am lăsut cu drumurile astea în primă urgență, am avut 280 de suprapunere acolo. Vă gândiți dacă e din 2019 aprobat lista sinteză. Un an de zile m-am chinuit numai cu porcăriile astea de suprapunere. Cu tot felul de documentații care treceau și cu 50 de metri în tarlau, mergem în peste drum. Deci nu vreau să vă spun. Nu vreau să vă spun, dar nu vreau să vă spun. E bine că am ajuns aici, suntem în PCD, o să intrăm cu el. Și dacă se poate duce la starea inițială, da. Și asta e ce să mai... Poate, totuși... Haideți să mergem mai departe. Am găsit soluții pentru toată lumea, da? Eu sunt o întrebare lămurire, nu altceva. Aici, la, nu știu, de ăștia 150 de mii și oameni licitat, care erau la investiții, și vreau să vă întreb de drumurile astea neasfaltate. Spuneați dumneavoastră că se face de firmă specializată. Spuneți ceva prin buget pe drumurile neasfaltate pentru balans, pentru concasată? Da. Pentru că am de concasată? Am de acolo, da. Asta e, da. Așa, unde e ce stai? Frumoase. Sunteți de acord cu ceea ce am făcut? Da, da, da. Da, da, da. Să punem la vreodată. Dragi colegi, cine este? Lista de investiții ați văzut-o, da? O aveți, ați studiat-o. Acum trebuie să mai adăugăm. Deci lista de investiții va fi completată cu obiectivele despre care am văzut, da? Da,
de acord cu bugetul, dar mă abțin în ce privește școala. Da, da, da. Deci avem, avem... O să scriem cu doamna Vasilori. O să scrie pentru numărul scrie. Da. Avem pentru și doamna director să abțin. Nu, doamna Vasilori, votează bugetul da. În afară de partea de... Nu știu cum o să scrie de... Adică nu va ține sper total. Ca da. Să fie greu să vă țineți. Bugetul a trecut. Cel mai bine. Pentru că am ținut. Eu cred că am făcut toate nevoile. Exact. La urmă, am găsit soluția. Dura viitoare, domnul primar, să ne invitați să stăm. Faci cu așa. Cer scuze. Noi n-am fost rău intenționați, corect. Le-ați invitat. Dar nici unul dintre voi dați unei cu ei. Eu v-am sunat, dar n-avea semnal la telefon. Bun. Dragi colegi, ne revenim. Mergem mai departe. Lăsăm doamna Cotare să plece liniștită de mai de trei ani. Dar n-aveți să duc ce, dacă ar fi fost bani cu mari plăceri. Lăsați-o la anul, sunt trei mult mai ușor câștiți istoricul. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2021. Răzvan, ai cuvântul. Eu vreau să propun pe domnul Vlad Tristan, dacă mai sunt și alte propuneri. Ziua, să-i propun. Pe votul online sunt propuneri tot pentru domnul Reitau. Cine mai, mai e vreo propunere pentru altcineva? Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmisere a imobilului, având număr de inventar MFP 35738, cod de clasificare. Îi dau fundul domnului primar să-mi povestească. Este vorba despre casa agronomului. După efortul pe care l-am depus, am reușit să obținem de la Ministerul Agriculturii acceptul de nu de donații, de transmitere în domeniul public al comunii Măgura, a casei agronomului. Situație, eu știu, e vicioasă situație în sfârșit acasă. Are și 5.000 de metri. Doamna secretar, vă rog frumos, am făcut noi, v-am trimis pe WhatsApp, da? O completare la proiectul de hotărâre. Era prea sărac. În, a fost prea sărac. Descriere. În memoria, exact, în descriere. Și atunci e bine. Da. Exact. Da. Poate veni fonduri, să vor fi fonduri pentru construirea primării. Fonduri europene. Poate pe ce avem 5.000 metri pătrați. Și atunci o puteți desfășura. Le zic că e o locație sute, nu vă zic, tu faci ce avem aici. E la TN 11, exact ceea ce ar trebui pentru localitatea. Nu, numai partea, cu două curte, cam jumate din zid, așa partea de la deal cu casa agronomului. Tot cu livada. Viitorii primarii, primul vreau să vă mulțumească. Nu. Livada nu, aș vrea. Aia îi ține de altceva. Avem și acolo făcute niște adrese. Și... Nu se știe cum e norocul. Nu se știe cum e norocul, că e dat într-un fel de donații făcute acolo. Și altă de specific, da. Mai sunt întrebări? Singura problemă care ar fi acolo, afară de fondul de reabilitare, e linia Godină. Nu știu cum o să intrați, o să ieșiți. Dar intră pe poarta din față, de aici, de la cum mulți la de aici, vis-a-vis la poarta față. Aia ar fi intrare. Acum să vedem în proprietatea noastră și vedem cum mai... Cine este? Pentru? Cu două mâini. Bravo. Doamne ajută. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție, lucrări în primă urgență de reabilitare drumului comun a Măgura, județul Bacău. Am discutat deja înainte, dar mai discutam. V-am povestit înainte drumul ăsta de 82 km, nu mai revenim asupra lui. Vrea Dumnezeu să reușim să spunem. Pentru? Votăm. Da, da, da. 4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice Administrației amplasamentul lor pentru proiectul de mai sus, nu? Greșit? Da, da, da. Cine este nu pentru? Nu e adevărat. Da. Proiect 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru alegerea 3 terenuri situate în satul Crihan. Povesteți-le puțin, domnul primar. Avem 3 documentații cadastrale acolo, 3 numeri cadastrale. Terenul de fotbal. Da, pe terenul de fotbal. Este împărțit în 3 documentații cadastrale. Ca să putem depune la următoarea fază la CNI, cu solicitarea depusă, să depunem la CNI documentația, să efectiv să facem o, un studiu de fezabilitate acolo, cu nu-i dali, dali doar la, la lucrările astea, la construcțiile existente. Avem nevoie de, de domeniul public să fie complet
fără... Domnul primar, o întrebare tehnică. Ne încurcă cumva faptul că suntem cu terenul poziționat sub linie de tensiune? Nu. Okay. Nu ne încurcă, pentru că sala de sport va veni pe fundal. Nu știu, eu zic așa după mine. Nu avem copii și nu cred că vor mai fi, așa ca voi, ca noi, care să mai lege 90 metri într-o parte în alta, să fie cupa măgurii să mai dăinui vreo 50 de ani aici încolo. Și eu zic o sală de sport super modernă, avem niște sări, sunt două tipuri de sală. La Dostean am văzut o sală extraordinară. Pe care le dezvoltă CNI-ul, dintre cele mai mari s-ar potrivi una acolo. Deci, mare drag, domnul primar, să vă invit la fotbal. Cine este pentru? Țigar meu să reușim cu el. 6. Proiect de hotărâre privind organigrama statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunii Mocura. Cu modificarea, Datoria dumneavoastră, da? Păi ce modificări avem? Avem la Pașcanalul 1, dorim să înființăm 3 posturi. Acum avem 3 posturi. Alea le-am înțeles foarte. Două calificate, unul calificate. N-am înțeles noi aia cu departamentul de contabilitate. Cum sunt părțit cu... A, departamentul de contabilitate. Păi spuneți, înțelegeți. Avem mai probleme și nu mă feresc să spun pe venituri. Cu doamna secretară împreună și cu angajații primăriei, că nu am făcut noi singur treaba asta, am reușit. Și dumneavoastră a zbătut, nu trebuie să spun lucrul ăsta, că ce acezaurului trebuie să fie acezaurului. Am reușit ca până la ora asta să avem 9 miliarde cu casări la bugetul local. Ceea ce este un lucru îmbucurător. Și am zis că ar fi bine la acest compartiment de executări serii de sări, introducem în cadrul biroului și să împărțim toată munca, să zic așa, care e venituri, să împărțim rolurile efectiv de la A la Z pe 3 oameni, pe 3 persoane. Adică... Și să, da, să reducem munca numai a unui singur om. De exemplu, Zaharia să facă ea toate rolurile, toate. Și atunci o să fie doamna Zaharia cu doamna contabil, și cu doamna Ilaș. De exemplu, de la A la E o să aibă. Doamna a fost în contact. De la A la E o să aibă Zaharia, de la E la nu știu cât o să aibă Ilaș. Și tot așa. O să împărțim exact. O reorganizare. O reorganizare ca să fim mai eficienți, pentru că sunt foarte multe roluri care trebuie corectate, multe trebuie contopite, să facem lumină odată, să facem, să ne bezim lucrurile acolo. Mai mult de atâta, este solicitare și din partea noastră și nu numai dumneavoastră și a cetățenilor, să accesăm la ghișeu.ro. Ori asta presupune să avem acolo o oglindă. Când dai drumul la informațiile necesare pe ghișeu.ro, trebuie să ai totul pus la punct. Cetățeanul cu minte trebuie să vadă clar ce datorii are, ce deține în nume propriu, ce proprietăți are și ce datorii rezultă lui la bugetul local. Și atunci am decis așa să modificăm organigrama pentru a fi mai eficienți, să reușim într-un termen mult mai scurt rezolvarea acestor probleme. Mulțumim, domnule Roșu. Ce vă dați? Foarte bine. M-am întrebat numele personal al meu. Doamna secretar. Domnul primar, vreau să vă întreb cu consilierul personal. Așa, vă întrebare. În dreptul dumneavoastră am studiat legea, aveți cu foarte mare dreptate. Da, vă adresez o întrebare. În fond și până la urmă vorbim să fiu de acord cu chestia asta, să votez pentru, n-am nicio problemă. Așa. Doar vă adresez o întrebare. Credeți că acum, ați văzut, e foarte bugetul strâmtorat. Avem de unde îl plăti? Adică un impact asupra unui salariat. Eu presupun că o să aibă un salariu pe studii superioare, că am văzut că e pe studii superioare acolo, undeva la 100.000 de lei. Dar a trecut, eu cred că scăpare. Nu, n-am avut nicio intenție. Sau nu mai contează. Sau nu era indicație spre anumite persoane, eu știu că se făceau discuții. Hai să vă spun de ce. Personalul din primărie a lucrat
este insuficient. Dumneavoastră vedeți ce listă de investiții avem. Și ați mai venit și dumneavoastră în completare și foarte bine că ați venit cu investiții pe care doriți să le implementăm. Nu putem lucra așa. Eu cu talan nu pot să răzbesc să duc toate obiectivele astea de plin. Nu pentru că nu poate talan. Sau pentru că nu vreau. E volumul prea mare de lucru. Este prea mare. O persoană pe care vizez să o aduc, are experiență vastă în domeniu, cunoaște o grămadă de lucru în ceea ce sunt din administrație, știe despre ce e vorba, poate să țină parte din proiecte, poate să meargă după aceea. Eu cel mai mult sufăr din lucrul ăsta. Nu am un om care să țină exact, strict, termenii, toate lucrurile astea. Să țină într-o ordine toate lucrurile. Eu atâta vreau să fac o, am înțeles, care situația nu are rost să mai dezbatem, atâta vreau să fac o sugestie. Dacă angajați un consilier personal, luați un om, îl avizat și pe partea asta de studii pentru fonduri europene, pentru că până la urmă cam de ăștia să luăm noi banii. Și eu zic că este așezat și o să lucra pe studii și o să-și implementa. Foarte bine, da, asta n-am atâta, vreau să vă spun că ne plânge că n-avem bani. Ultima șansă, 2020. Sunt un om practic. Eu vreau oameni care să sunt miști, oameni care să aibă rapiditate și în gândire, și în acțiune, și în tot ceea ce presupune, eu știu, rezolvarea problemelor. Și colegul nostru, Vlad, de asta au și făcut amendamentul ăla de studii superioare, ca să nu mai știu. Omul care eu să fac, n-am avut. Dumneavoastră aveți studii superioare. Nu am avut o problemă. E doar dar pe care eu sunt la acela de pregătire. Și asta și eu vreau. Doamna Băiceanu. Și eu am o sugestie, dacă îmi permiteți să o spun, vis-a-vis de acest consilier personal, dacă spuneți care studii superioare și are așa o experiență în domeniu, aș avea o rugăminte și o sugestie să se ocupe un pic și de comunicarea din partea primăriei. Nu am o problemă. Pentru că, vă spun sincer, există o lipsă de comunicare care naște niște polemici inutile, inutile pe internet. Exact, niște semne de întrebare care nu ar trebui să existe. Și dacă odată la o săptămână, două, eu recunosc că aici, în fața dumneavoastră, am o deficiență în situația asta. Da, dar, adică, nu am reușit în totalitate să transmit către dumneavoastră, către cetățeni, nici măcar ca și colegii mei din parte, nici măcar cu ei n-au reușit să comunic, nici măcar cu buget. Spre reușirea mea asta e și chiar cred că ar merita să-mi bată obrază. Nu mai reușim să le punem la punct pe toate. Nu mai reușim să le punem la punct pe toate. Tocmai de asta e nevoie de un om. De un om care să știe despre ce e vorba și pe care să putem pune la treaba alături cu noi. O secundă, domnul viceprimar, așteptați puțin. Da. Aș vrea să prezint un lucru bun și unul mai puțin bun. I-am cerut și permisiunea domnului primar să vorbesc. Nu știu dacă e bine sau rău, dar așa e. Trebuie să spun. Vă prezint întâi o scurtă istorie pentru ce s-a întâmplat pe taxe și impozite din 2016 până în prezent. Deci, când în 2016 eu eram aici și foarte bine, în mare majoritate, avem un total de, zic pe banii vei, poate mai ușor, 9.500.000 aproape în casare totală. 2017, când s-au făcut pași mici pentru a crește veniturile, s-au făcut 9.600.000, iar când s-a început cât de cât să meargă un pic treaba altfel, am trecut la 10.600.000 în 2018, în 2019 am ajuns la 12.445.000, în 2019, am zis, nu? 2020 am ajuns la 13.500.000, iar în 2021, pe primele 3 luni, am ajuns la 9.000.000 primul trimestru, da? Că am avut la întreg în 2017. Felicitări. Sunt un pic nemulțumită eu, personal, de judecata asta pe Facebook. Și am fost judecată... Lăsați-mă un pic, știu ce spun. Nu, e o judecată pe Facebook din punctul meu de vedere răutăcioasă, da?
nicăieri în lege și trebuie să fim, cred că am fost un pic, din punctul meu de vedere, am o vârstă, nu sunt nici tânăr, nici foarte bătrân decât eu, dar nu cred că ar trebui să fim judecați așa și pe Facebook. Avem, conform legii, și mi se pare și cea mai corectă linie de comunicare, este site oficial, da? Care slavă Domnului, acum suntem trași la răspundere. Eu sunt făcută, deci ce să vă spun, și arată foarte bine și dacă comparați cu alte primării. O să vedeți că avem informații foarte, foarte multe. Volum foarte mare de adică aproape tot ce avem la dispoziție publicăm acolo. Da, suntem trași la răspundere când facem publicații pe Facebook. Vă spun, trebuie, nu știu de ce trebuie să facem. Dar să știți că l-ați zanțificat. Pe Facebook chiar am pus ordinea de zi. Da, celălalt, eu nu sunt subit niciodată pe Facebook. În schimb am fost, mi s-a vorbit urât de mine, inclusiv la, înainte de ședința trecută. Și nu mi-a plăcut. Vă spun așa, dumneavoastră, eu zic că am venit, v-am mai spus, am venit cu sufletul deschis la măgura să fac ceva. Zic eu că am făcut puțin, mai, mult mai puțin decât mi-aș fi dorit, dar să văd niște îmbunătățiri. Eu personal sunt, să zicem, 10-15% mulțumită din visele care le aveam. Dar de aici și până am să scrie vorbe urâte pe Facebook despre mine, e un drum lung. Și ce m-a durut cel mai mult este faptul că nu ați scris dumneavoastră, dar cineva din Consiliul Local a ajutat la scrierea acelor lucruri pe Facebook. Se folosesc conturi false? Da? Nu. S-au folosit inclusiv materialele trimise de mine. Da? Trimise de mine și am văzut cum și după aceea s-a apucat de scris. Nimeni nu a sărit în apărarea mea că nu am vrut să pun un anumit proiect de hotărâre. Niciodată nu o să fac pe repede înainte. Am mai făcut lucruri pe repede înainte. Oricând greșești, o să faci greșeli. Semnezi de legalitatea hotărârii care nu e ok. Ați văzut, v-am sunat pe inițiatori atunci ce v-am spus, îmi trebuie timp de documentare. De-aia am pus-o ca prezentare acolo, prima dată. M-am documentat, v-am dat argumente legale ca să fie bine și pentru dumneavoastră și pentru mine. Este foarte ușor. Nu e corect. Nu e corect pentru mine, care am încercat să fie bine, să fiu... Și nu mai aveți ideea. Nu mai aveți ideea preconcepute. Că cineva face, cineva trece. Dar eu ca să nu știu, cum îți plătem cu niciunul de cei care scrie. La ședința înainte de ședința trecută din martie. Nu este corect. Nu este corect. Nu e postarea ta. Ai prieteni sau cunoștinții ceva. Nu are treabă cu nimeni din Consiliul Local. Ideea e că cine a postat este din comună și... M-aș șters de la prieteni, m-am blocat ca să nu văd, dar la rândul meu mai am și un prieten care mi-a trag atenția. De pe grupul ăla și o blocată, stați liniștit. Vedeți, doamnă, uitați ce ură scrie, eu nu vreau așa ceva, eu vreau să fiu persoană publică, sunt funcționar public care lucrează și vrea să fac ceva pentru primărie. Nu să mi se adreseze acea secretară, pe bune? Da. Așa se vorbește. Sunt un om ca oricare altul. Poate nici la unul cu două clase. Nu zic că am multe clase, dar trebuie să ne respectăm ca oameni. Doamna secretar, trebuie să vă bucurați că ne-ați ajuns la acces direct. Da, nu e, nici nu-mi doresc. Nici nu-mi doresc. Ne pare rău. Și chiar v-am spus ce m-a durut cel mai mult este că materialele au plecat dintre consilieri. Dar este important să știm și unde este. Nu mai e important. Nu mai e important. Să apărăm și să stăm. Dar materialele au plecat de la un consilier de aici, din Consiliul Local. Știu sigur asta, pentru că mai am și unul. Necabana, nu mai țin minte. Mi-a trimis-o cineva. Da, eu o face reclamare. Dar să știți, că apasă foarte mult pe oamenii ăștia, pe psihicul lor. Când vezi pichile, eu vă spun, pe un volum foarte mare pe fiecare dintre ei, că mai ești doar la secretar. Dă-ați cu legi, eu îmi fac calma acolo, unul intră, se registrează. Un volum mare, de mult, uitați, avem câte avem azi? 12, 13 proiecte din pătașul de la și vine cineva care, efectiv, mănâncă semințe până la 12 și la 12 se gândește să arunci ochioara acolo, știi? Eu nu ce mai faci secretarul ăsta, acum nu vrea să pun un proiect de hotărâre. Acolo trebuie să invocate articole de lege. Trebuie să invocate legea. Pentru că de greșit e foarte ușor. Ai aruncat, ai greșit și după aia te chinui să îndrepti. Și vin tot ce
reclamă. Acum ar spune, a uite mă, ia uite ce ilegalități fac, mă. Da? La presiune poți greși foarte ușor. Și de asta e bine. În liniște să le pun în cap la cap, ca să stăm în baza legii, să stăm liniștiți cu toții până la urmă. Și să faceți lucruri bune pe oameni. Domnul ce vrea să luați cuvântul. Suntem la punctul 6 cu organigramă. Dacă vreau să vă spun că tot așa, din cauza sau Facebook-ului, un coleg al nostru, care pleacă și nu mai face foarte cu rău că pleacă. Nu numai din cauza Facebook-ului, dar mai sunt și alții. Deci sunt unii care duc stămăciți, duc așa, și sunt unii care nu există sau... Eu să cel puțin m-am ușnuit. Dar sunt unii care sunt sensibili, să știți, așa, și îi afectează. Pe lângă, deci pleacă de la noi, chiar dacă vine prin transfer și așa, domnul Paladei, care este un om, chiar dacă vine prin transfer, să știți că este un profesionist și mie, personal, îmi pare foarte rău că-l pierd. El a adus o muncă titanică și a împins pugul, ca să știți că l-a mai mișcat. Și trebuie să... Deci a mișcat în asta și... o lună de zile cu el, fantastic. Da, și mie îmi pare rău. Da, și nu mai pot să poate asta. E greu să mai găsim... Bun. Haideți să te supunem la vot proiectul cu organigramă. Cine este pentru? Sorin, s-abține, nu? Sorin, da. Răscălescu, s-abține. Deci avem 10 pentru pe online, pe votată pe urmă. Și avem 3... 9 pentru aici și 5 pe online. Bun. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului, ierarhia și coeficienții pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul UAT Comuna Nobră, începând cu 1.05.2021. Domnul primar, mai aveți ceva comentarii? Da. Ilegal e primul organ. Da. Da. Muncitor calificat și nu aveam bani pentru muncitor calificat la apă și coeficientul la domnul Ustea. Și a mai fost promovarea domnului Ustea, care a trecut examenul și e o... Da. Da. Cine este pentru? Aceeași formulă, nouă pentru abținere la domnul... Doamna secretar, eu n-am nicio situație de conflict, nu? Da. Doar acasă, dacă aici, nu? Acasă, da. Bun. Cu tine, măi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului a trecut. Ăsta, mă scuzați? Nouă. Am trecut la proiectele suplimentare de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Da, pe scurt pot să vă zic eu, având în vedere că avem contractul cu Pragul și noi trebuie să aprobăm actele adiționale până o să ajungem să gestioneze. Poftim? Ei, ele trebuie să aprobate. Suntem parte, suntem acționari. Aici sunt tarifele care intră în vigoare din mâine sau de când vom fi la Pragul? Nu, de când vom fi la Pragul. De când vom fi la Nu ne afectează pe mâine. Nu ne afectează acum pe noi, dar suntem acționari și avem contract pe ei. Bun, avem, deci acțiunea. Cine este pentru? Doi. Te abții? De ce? Vă abțineți? Da. Mă scuzați, domnul viceprimar, nu v-am văzut. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară în Bacău. N-are ce să mai discutăm. Da. Cine este pentru? Domnul vice să abține. Vă abțineți? Da. Domnul vice, nu mai sunteți consilier ca mandat de tot, sunteți viceprimar. Nu v-am înțeles. N-am să vă aduc aminte. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor imobile, terenuri intravilane din mijlocul bazinului de apă, din zona denumită popular Parcul Cupini, din intravilanul Comunei Nobra, județul Bacău, pentru investiția prin POIEL, a proiectului de regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și a fuzat. Dați-ne pe scurt câteva detalii, domnul primar. Așa, după cum știți, pentru noua gospodărie de apă a Comunii Nobra, este nevoie să punem la dispoziția CRAB-ului o anumită suprafață de teren cu zone de restricții severe, cu zone efectiv pentru construirea obiectivelor care sunt prinse în proiect. Și
De pentru care trebuie să achiziționăm terenurile astea. Adică vrem până la urmă trebuie să le achiziționăm și punem la dispoziția dumneavoastră. Față din varianta inițială, cum era la început, s-au schimbat un pic lucrurile. Au aici prinse două magazine, adică 300 de toni fiecare. La început erau amplasate pe amplasamentul actual al bazinilor. Probabil și-au dat seama că este o lucrare foarte grea, adică 300 de toni colasate pe un perimetru destul de mic, are nevoie de o stabilitate destul de bună la sol. Și-au avansat un pic în față cu toată lucrarea. Ei, asta o necesitate cumva. Da, să facem rost de teren. Dar știți, de noiembrie, nu? Atunci a fost aprobată rezerva, Mai sunt, eu știu, asta cred că e ultima problemă pe care avem de rezolvat vis-a-vis de preluare. Acolo e o situație de terenul aia de jur și acolo am avut un sprijin extraordinar de partea domnului Caladie. Da. Deci, e mare lucru să ai un topometrist în structură. Să mișcă altfel, știi despre ce e vorba. Are la îndemână toate programele posibile de metru pe etera, pe stereo 70, pe toate programele astea pentru cadastru. Deci, bine, dureală nu poate fi determinat să le nu am încercat. Sperge înapoi. Cine este pentru proiectul ăsta? Suntem de acord cu toții. Domnul primar, prezentați dumneavoastră adresa de la primăria municipiului Bacău. Da. Avem aici o adresă de la municipiul Bacău. Conform prevederilor OUG 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, în particular, articolul 3 aliniatul 1 litera M și articolul 5 litera și articolul 5 punctul 1 litera B, activitatea de ecarisaj face parte din sfera activităților edilitar gospodărești, parte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale. Potrivit articolul 7, același act normativ, înființarea, modernizarea, coordonarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a acestor autorități. Având în vedere experiența anterioară privind prestarea activității de ecarisaj, considerăm că un astfel de serviciu, pentru a fi eficient, este necesar a fi dezvoltat pe raza mai multor unități administrative teritoriale pentru o gestiune comună. În acest sens, conform prevederilor articolului 9, alineatul 3, din același act normativ, potrivit cărora, în cazul extinderii ariei de gestiune a serviciilor, care implică mai multe unități administrativ-teritoriale, organizarea serviciilor se poate face în condițiile respectării prevederilor alineatului 1 și 2, prin asociere intercomunală. Vă consultăm dacă ați fi interesați de o construcție instituțională cu scopul de a gestiona în comun, de gestionare în comun acestui serviciu. Așteptăm răspunsul dumneavoastră pe adresa evenită la domnul primar al municipiului Bacău, de la Stanciu Viziteu. Eu cred că este o propunere foarte bună. Și cred că asta chiar că este o măsură viabilă, dacă reușim să o punem în practică împreună cu dumneavoastră. Și devenim asociați, măcar pentru faptul... Măcar pentru faptul că se mărește area de acțiune, se mărește area de acțiune a persoanei care are dreptul să-i tranquilizeze. Exact. Nu va mai vedeți. Pentru că am încercat în diverse rânduri la dumneavoastră, cu adrese. Și fi bună de iertare, domnule, nu se poate. El este angajat în municipiul Bacău. Până în granița municipiului Bacău, are dreptul să folosească arma asta. În altă parte, nu se poate. Da. Ei, măcar pentru atâta lucruri, dar cred că lucrurile vor merge mai departe. Și într-o asociere, că într-o asociere, poate să găsești și fonduri. Și fonduri pentru dezvoltarea unui serviciu solid, cu o seamă întreagă de localități, cu vecini de noștri, măcar cei din zona metropolitană, cred, vor putea să dezvolte un astfel de program cu municipiul Bacău. Da. Pentru că noi suntem cei mai afectați. Cu cât ne depărtăm de zonele aglomerate, dispar și foarte bine.
ca și existență, ca și... Așa, ce să vă mai spun? Aș vrea să vă validezi? O secundă, vreau să... Acord de principiu, deci răspunsul este pozitiv. Suntem interesați pentru că... Da, da, da. Spune vă, suntem de acord, da? Suntem de acord? Da. Ședință. Da. Aș vrea totuși să declar ședința închisă, să-i dăm timp doamne secretar care e foarte mult din lucru cu materiale și cu doamna contabilă să încheie procesele verbale. Și mai dacă mai avem discuții, le putem discuta noi oferi. Nu declarați închisă, vreau să fac și eu... Un punct, asta a fost un punct de vedere. Da, să adresez și o mulțumire, să zic așa, și cred că și din partea noastră sunt în asentiment de asta. Și de felicitare, nu de mulțumire, doamnei director, pentru că a reușit din proiectul Arada să aduc ceva sume din sponsorizări și care să ușurege un pic bugetul local al comunii Mărbura. Câți mănuți ați reușit, doamna secretar? 60.000 de lei. Cât? 60.000 de lei. 60.000 de lei. Am fost la Merome din timp de avem comisiune și mi-a comunicat doamna personal că la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, vom primi sponsorizare și de acolo. Super. De la Dedeman am reușit și am dat un posesie celor 10 laptopuri care vor fi date către clasă de gimnaziare în prima fază și cu cei 300 și un pic de milioane, 30.000 de lei, vom achiziționa table interactive și aici cred că o să mai avem nevoie și de ajutorul. De susținerea noastră, dar mai mult am spus să de timp, mai agresiv. Știți foarte bine, mai rostat unde am reușit. Am fost alături de doamna directoare, de doamna directoare în această perioadă, am fost și la câteva companii să susțin în punctul meu de vedere privind atragerea de sponsorizări. E o muncă foarte migăloasă, e și perioada în care e schimba toate, e imposibil să-i lămurești, pe oameni trebuie să mai dea și niște bani pe lângă cheltuielile pe care le-au, pentru că nu o duce nimeni pe atât de bine în perioada asta. Dar, din fericire, s-au găsit oameni cu nu neapărat cu dare de urmă, cu inimă bună, așa, care să-și îndrepte o parte din venituri către școala Emil Brăiescu. Putem să spunem și compania de demand. Avem de la compania de demand, de la... 10 laptopuri. Dumneavoastră au venit cu sponsorizare. 24.000 de lei. Așa, le luăm bine. De la Vital Bac 5.000, de la Leroy Merlin urmează, nu știu, de la Agricola 5.000, 20.000 de la Van Curier și alte persoane pe care nu le cunosc, dar cărora o să le adresez o scutare de mulțumire ulterior după ce se încheie proiectul în Arada, pentru binevoința de care ieși. Până la urmă, nu e nimeni obligată, dar faptul că au fost deschis și către noi, putem de să le mulțumim. Și mai avem două proiecte în derulare, am deschis școala la proiectul Noua Nevastă, prin EMAR, în care am inclus 4 clase, clasele a 3-a, 4-a, 5-a și a 6-a, pentru școală după școală, cu masă asigurată și cu dezvoltare, tot ceea ce implică și plată profesor și absolut tot ceea ce implică acest proiect și totodată prin școală pilot, școală după școală, de asemenea din 7 grupe de elevi din școala noastră, care vor face program remedial în urma acestei activități online, care știți foarte bine că nu se compară cu școala. Nu avem nicio șansă să le compartim. Da. Dar asta trebuie să pune efort, muncă, eu lucru pentru care vă felicităm. Eu și sprijinul celor din grup să știți că vă mulțumesc. Da. Felicitări. Domnul vicepriman. Și eu vreau să mulțumesc. Punctul de vedere cu doamna secretar ca să poată să-și facă treaba. Da. Colegi, da. 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 Da.